știam ce face Ionuț. Ionuț, tu te îmbraci. Și pentru Mircea, și pentru Matei, și pentru Melissa. Dar poate plecăm la circ? Și hai să ne uităm la Melissa ce are în geantă. 2013-2014. Și... și cu multă dragoste de călătorii. Chiar acum? De ziua ta? Și totuși cineva și-a dat seama unde plecăm. Plecăm? Telefonul, încărcătorul și la drum. Ce faci, tati? Probiez, mami. Pelerine de ploaie. Pelerine? Dacă ne apucă cumva ploaia. Și aici noi sunt... noi trebuie să fim comunile libere. Aici sunt pregătiri în toi. Și, tati, hai să vedem, să vedem în cas. Oh, cu tot cu rucsac. Și loc mai este, tati. Perfect. Tati, parchești de la Cernobăl. Plecăm la drum lung, departe de casă și trebuie să fim echipați cu de toate. Chiar și cu pelerine? Ce zici, tati? Mai. E comod sau nu chiar? Arăt excepțional frumos. Dar eu zic că e bine așa, mâinile vor fi libere, pentru că noi vom merge foarte, foarte mult pe jos. Și rucsacul. Și rucsacul este protejat. Nu umblăm cu umbrele. Mulți închiriază mașini. Închiriam și noi înainte. Dar am zis că nu. Să ne amintim de perioada când mergeam doar pe jos. Când mergem la grădiniță cu pelerina, cu minion, când mergeam la grădiniță. Da, dar ții minte în Veneția, tati. Și acolo. Am minte, nu poți altfel decât când pe jos. Ne-a prins ploaia. Și noi ne-am dus sub un pod, toată lumea s-a depăstit acolo. Da. Era ploaie, era furtună. Erau și cu astfel de pelerine, dar nu ajutau. Erau nu ajutau. Dacă aveai, era super. Și plus aceasta, am zis să mergem pe jos, pentru că e mai sănătos. Și tati are nevoie de foarte, foarte multă drumeție zilnică. Să ne pregătim, să ne organizăm. Luăm doar câte un rucsac fiecare în spate și strict cel necesar. Periuță de dinți, perie, actele, telefonul, încărcătorul și la drum. Și abriți câte pelerine am făcut comandă. Exact pentru călătoria aceasta. E exact și pentru călătorie, dar și pentru casă, atunci când facem, când stropim gazonul, când stropim copacii. Ai zbrăcat-o, ai aruncat-o și... Să avem mai multe. Da. Să nu fii toxic. Tati, hai dezbrac pelerină. Nu-ți place? Parcă ești turiște aia care permanent pe drumuri, cu rucsacele în spate, cu salteaua în spate și... și cu multă dragoste de călătorii. Cât mai avem până la zbor? Ceva ori. Azi ce strânge. Strânge răufăcătorii din toată casa? Uite, are răi. Da, așa este. Și îți place mașinuța aceasta, tati? Și mie îmi place foarte tare. Melissa, te-ai gândit vreodată că ai să ajungi undeva? Chiar acum? De ziua ta? Și a venit și Ionuț aici, lângă Mircea. Citești cartea? Ai o carte acolo? Și eu nu tare rucsac în spate. Vreți să scrii? Aceasta e cartea lui Matei. A mea. Și a ta a fost. Și plus la aceasta, o recomandare pentru toți care pleacă cu copiii undeva, peste hotare. În cazul în care există așa o probabilitate ca copilul tău sau copiii tăi să se piardă printre oameni. Există, există. Da, și de aceea, noi la fiecare copil al nostru pregătim astfel de bilețele pe care scrie numele, prenumele acestuia în limba engleză, data nașterii, naționalitatea, părinții, orașul, chiar și adresa unde locuiește, e-mail-urile și numele de telefon ale părinților, precum și orice alte informații care ar ajuta da. Pe alții să vă găsească pe voi părinții. Tati inclusiv a indicat acolo un număr de contact care nu ne aparține nouă. Trei numere. În cazul în care nici noi nu suntem disponibili. Da? Să fie o a treia persoană. Eu ce facem, Ionuț?
Ionuț, tu te îmbraci. Și aceste bilețele îi le oferim, îi le dăm la fiecare copil în rucsacul lui, în buzunarul lui. În buzunar. Și plus aceasta, inclusiv și rezervări la hotel, la fel facem copie și le punem câte o copie în rucsacele lor. Chiar dacă copiii nu știu a vorbi limba țării în care pleacă, sau oamenii ce nu știu limba noastră, limba română, atunci limba engleză. Se poate să-i ofere această hârtie, acest bilețel. Acolo sunt datele de contact și cu siguranță vă găsiți copilul în cel mai scurt timp posibil. Pentru că sunt și oameni binevoitori, dar și poliția locală, dacă în caz de nu vreau să se întâmple nimeni cu ai noștri, nici cu ai voștri, dar uite așa, pentru orice eventualitate, ziceam că de fapt a fost ideea lui tati, el permanent își face griji și asta e bine, pentru că așa dormim mai liniștit și ne pornim în călătorii cu inima împăcată și suntem siguri că în cazul dacă se întâmplă ceva, găsim copiii sau ne găsesc. După multe, 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 multe căutări, Melissa s-a decis. Ce ți-ai luat, Melissa? Hai, spune. Pentru scurta noastră călătorie. Acest hanorac roșu cu această scurtă galbenă. Așa, le-ai combinat cu acestea. Ok. Și? Și verde cu albastru. Deși ne gândeam să fie cu... Așa, roz. Cu roz. Spunița. E frumos. Cu, da, chestia are și dunguițele astea la scurt, la geacă. Doar că are... Prea larg la guler. Prea larg aici. Și ne gândim să nu-i fie rece la gât și totuși Melissa a hotărât să-și ia un hanorac, că unde plecăm vor fi câte grade? 9? 12 maxim? Mami, dar pentru locul unde plecăm ar fi foarte, foarte frumos să fie cu așa. Mami, eu privesc la ea, adică la această haină și parcă văd locul unde ne plecăm. Și totuși cineva și-a dat seama unde plecăm. Și hai să ne uităm la Melissa ce are în geantă, în rucsacul ei. Ne uităm în rucsacul Melissei. Aici sunt acele bilețele de care ziceam. Și apropo, vom face și poză copiilor, da, tăte? Da, de fiecare dată când schimbăm de haine, le facem poză. Cu hainele care erau îmbrăcați. Când, Doamne ferește, ceva se întâmplă să fie cu... Și mai departe ce? Mai aici. Un elastic. Ufuri elastice pentru păr, sigur. Un ruj, cred că. Și ciorăpei, șosete. Eșarfă. Pizama, eșarfă. Training, nu training. Trenci. Cine știe să ne spune. Trenci. Noi zicem impermeabil. Voi cum îi spuneți? Iar acum Mircea. Aici în ghezan deja mi-am pregătit lejeria. Aici șosetele și lenjeria, iar aici în buzunăriel. Hai, biletele. Biletele. Își va pune, cred că, și încărcătorul de la telefon, telefonul. Aici am pijamaua pe care mami și tati mi-a cumpărat-o din Cricova, când prima oară au fost la casa aceasta să vadă cum e aici. Da? Și eu nu țin minte. Mulțumim ce am uitat. Bravo, nu zic. Nu țin minte. Aici este minionurile. Da, acesta îl vei lua, vedem cum. La restaurant. Wow, da. Mircea, deja face planuri, tati, la restaurant. Dar poate plecăm la circ? Dar să vezi, mami, noi deja cu Melissa am identificat un restaurant. Și ce noi vrem acolo să mâncăm cu Melissa? Nu știu dacă o să reușiți și voi să mâncați. Dar noi cum să avem să încercăm și să vătăm și vouă, să vă spunem și vouă. Impresiile? Așa, Lisa, cum e gustul? Chiar nu sunt încerci. Mănânci? Aici am un hanorac mai subțire, în caz dacă este mai cald. Dar cald nu va fi. Într-o lume ce-i promit acolo să fie maxim 11 grade, într-o zi, iar în altă zi chiar 9 mai, maxim. Dar noi nu ne temem! Ne temem pentru că o să fie mereu în mișcare. Și nu o să avem timp să înghețăm. Cu această scurtă vom merge, eu voi merge la... Ok, cu geaca aceasta. Nu luăm multe lucruri cu noi, pentru că vom sta acolo exact
două zile și jumătate, hai să zicem așa. Pentru că noi vrem să sărbătorim ziua Melisei, anume acolo. Eu cred că deja ți-ai dat seama unde plecăm noi. Chiar mi-e simt foarte interesant. Câți dintre voi și-au dat seama? Și-a poate apropo... aveți și niște idei, poate pentru noi, nu? Ce să vizităm? Urmăriți vlogurile noastre pe toate canalele. Poate chiar acolo să ne întâlnim cu cineva. Da. Pentru că este o surpriză și pentru Mircea, și pentru Matei, și pentru Melisa. Pe care ei nu știu. Da. Și apropo, în toată această călătorie, toată această surpriză, tati și-a făcut griji cel mai mult, am avut și surprize, am avut și diferite momente, da, tati? Dar pe care le-am depășit și sperăm că va fi totul bine. Noi încă suntem acasă, voi veți vedea vlogul mai târziu, dar sperăm că surpriza pentru Melisa va fi de minune. Plecăm? Încă nu plecăm, trebuie să facem și bagajul. Încă câteva ore și... Matei, tu ce îmbarcarea? Ai? Tu ce ai cu tine? Geanta. Fugălița. Dar cât pe ce? Să uităm pe linia acasă, mami. Da, să nu mai pățim cum am mai pățit-o când am fost. Pentru Matei și pentru Melisa. Poftim! Super! Da, trebuie fiecare să-și pună în ghiozdane, în rucsac. Hai! Fiecare își cară lucrurile personale. Da, dacă vrei să ai multe chestii, puftim, care-le. Tu. Și așa este mai un foarte bun obicei, un foarte bun organizator. Da. Că pentru viitor... ce să iai? De multe ori am luat lucruri pe care extrem nu de le-am multe. Folosit. Extrem de multe. Dar le-am adus intacte înapoi. Când erau copii mici, Melisa a început să călătorească de la 6 luni, de la 8 luni. Mircea avea câteva luni. 3 luni. Da? Și am început să călătorim în România, după care în toată Europa. Asta a fost cam prin anii 2013-2014. Da. Începutul călătoriilor. Dar prima dată când am plecat în călătorie, aveam o mașină extrem de mare, extrem de încăpătoare, care avea 9 locuri, era un Mercedes Vito, dacă ții minte, Mircea, extrem de mare. Acela gri deschis? Da, da, și... Da, și... Toată mașina era extra lung, era un Mercedes extra lung, cel mai mare Mercedes de familie, pe care îl are... Mercedes centru, da. Și era plin vârf. Noi eram patru, am luat cu noi cort, saltele, cratițe, ceaune, cădița Melisei ca să o scăldăm, ulița. Asta din lucruri care mari. Tati, dar hai să recunoaștem că am avut de două ori călătorii câte o lună. Și odată mai mult de o lună. Atunci am avut într-adevăr nevoie de toate lucrurile pe care le-am luat și ne-a fost de folos mașina mare pe care am avut-o. Cred că am fost în peste 30 de țări, împreună cu Melisa, cu Mircea, Matei mai puțin, toate a fost un pic mai mult decât toți și până într-un final, când plecam într-o deplasare, mergeam doar cu un rucsac, doar cu un rucsac. Și eram cel mai mobil, cel mai flexibil din toți cei care mergeau cu mine. Și apropo, în rucsac, tati păstra costumul, cămașa pentru conferințe. Nu știu, tati, cum nu se șifona la tine acolo și cravată și papuci, da? Papuci, pantofi, pentru că tu plecai în Adidas, dar acolo aveai pantofi. Și tot într-un ghiozdan, nu știu. Ca americane. Într-un rucsac. Ce ai mai de aici? Jucării și-a luat? Carte. Carte și-a luat? Așa, cărți. Timbar. A, așa. Timbar, așa mai departe. Și învățăm cuburile, da, să învățăm cifrele și... Matei și le-a pus singur. Și elefant. Elefant. Uite, de fapt, noi acolo să vedem elefanți. Eu zic că pe acesta poți să-l iai, dar celelalte? Tu ai să faci trasee. Un delimitator pentru trasee. Așa, dar din hăinuțe ce iai? Ia, arată, ce ai luat tu aici? Ce ai pregătit? Și ce jucării. Gata, am înțeles. Matei? Azi toți. Bine, cred că cele mici le vei lua, o carte
și ne limităm la acestea. Că cifrele le învățăm și acasă. Peste două zile când revenim. Ianic! Așa, mai departe, ce hăinuțe ai? Hai, spune tuturor să vadă. Cu ce pleci tu la drum? Așa, de pus la gât. Să nu fie rece. Căciula. Așa, mai departe. Așa. Cu patrula. Și ce mai ai tu? Hai, dăm într-o parte așa. Ce e așa? O pelerină. Pelerină cu dinozaur. Dinozaur ascultă muzică în căști? Și are și pennyboard. Vai! Și adidas. Uite așa merge. La fel, două rânduri de haine. Două perechi de pantaloni, cu siguranță. Lui Matei luăm. Așa, o geacă mai subțire. Uite așa, hero. Și asta un pic mai... Dar să știi, tati, că este foarte ușurică și foarte călduroasă și confortabilă. Și nu se șufunează. Da. Și cam asta este valiza lui Matei. Doar că cred că vom lua și la noi asta, ceva, să nu le asta, care el, tot ce e aici pe pat, încape într-un ghiozdan de da? Matei. Da, sigur. Matei, asta nici acolo încape mult mai mult decât la tine. Da. Siguranță. Da, o să-i bun și acesta. Iar acum, înainte de plecare, să mâncăm binișor acasă, copiii vor mânca ciorbițe cu pui. Cât de bine arată! Mircea și Matei mănâncă mai puțin, Matei încă mai multă carne, pentru că lui îi place. Iar noi... Mie nu-mi place cartofi! Cartofi nu-ți place, carne îți place! Și aici avem cartofi scăzuți cu ciupercuțe. Mircea, poftă bună! Mulțumesc! Mirisa, poftă bună! Mulțumesc! Și Matei, poftă bună! Matei și cu iaurt și cu... Mami în pijama. Și, tati, ce bucuroși suntem că am găsit un magazin. Ții minte? Și, tati, și deja și-am pus mâncare. Cartofi cu ciuperci. Așa te încălzi tu singur? Wow! Bravo, Ionuț! Și unde te duci tu? Cu mașina? La plimbare? Iar noi am luat la fel pelerinie. Măștile pentru față, rujurile igienice, pentru că dacă va fi vânt, ploi, să ne protejăm, pieptene, pompa de stors, laptele în primul rând, încă o pelerină de rezervă, pasta de dinți, periuța electrică, șervețele umede și pânăța. Matei este foarte entuziasmat. Turbulețe? Mai adun un pic și curte și-o mai verzi. Ce, mă, acasă n-ați reușit să vă nu prea. Am ajuns! Ce mamele sunt drăgușite! Aici? Cum? Plecăm? Abar n-am unde. Am pierdut-o pe Melissa, a rămas în autocar! Și știam că va ploua în Cluj când vom fi noi aici. În grabă, la aeroport. Deja taxiul așteaptă. Hai cu noi! Hei, și Matei cu noi! La noi a plouat, dar nu e fric! Am ajuns, tate! Și ce facem noi acum? Unde? Avion! Tate, de obicei, permanent, oriunde nu ne-am duce, noi întârziem. De data aceasta... Suntem punctuali. Am zis că ea că trebuie să fim 3 ori mai înainte. Da. Și noi am venit? 3 ori, nu pentru noi. Ce ai acolo, Matei? Scrie, așteptați. Stai pe care cei. Și așteaptă. Sunt toate, Matei? Parcă sunt toate. Acum și-o să vedem. Mircea, pregătiți-vă acum să ne dezbrăcăm și lăsăm hainele aici. Matei, da geaca? Inițial geaca? A uitat geaca. Uite aici. Hai, mami, când plecăm noi acolo, se poartă mască? Vedem. Ne orientăm și noi după cei care se vor plimba pe acolo. Punem public sau? Noi punem și dacă vedem că cineva nu are, o
scoatem, cel puțin măcar afară, tati. Mă, mea, ca să n-ați reușit să vă depărați. Nu prea. Repede, 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 repede. Las că aici avem timp. Ne-a reușit cu apura din prima. Deci, călătoria familiei mele mie începe aici, iar tu mergi cu noi. Ta-da! Hai, părcăm! Toți stăm aici, mai vedeți? Și aici, la aeroport, ne-am întâlnit pe Ianis, un băiat foarte frumos. Salut! Unde pleci tu? Eu în Franța. Și mergem și noi cu tine. Nu știu mai. Matei este foarte entuziasmat, vrea să urce, să vadă cum este în avion. Cuși, Matei, era în ochi? Încă puțin și trebuie! Para noastră este obligatoriu. Mati, cum îți trebuie pentru acest lucru? Ai găsit. Nu, gata, ce ai găsit în jos. Doar aici este. Așa, se închide și deschide. Așa. Acum spărnim. Asta acolo, arată rău și vede. Vă rog să vă scoateți căștile audio și să opriți sonorul dispozitivelor dumneavoastră electronice. Dar acum ce faci, Mesaj? Studiez soluții de securitate. Și vezi la ne-am pornit? Tare! Intrăm în zona de turbulență? Mulțumesc! Băieții, ce de mâncare? Ce ai găsit? Paste trei! Deci asta se face? Da! Așa, un fel de hotdog. Cașcaval și salam, cu frig, ou și supă. Nu cred, Miriza. Ba da, cu roșii, cu cașcaval, paste carbonara. Ce se întâmplă? Turbulențe? Suntem în zona de turbulență. Ne-am cuplat iarăși centurile și suntem cu minți. Da, Matei? Matei așa a dormit. A obosit. Și iată pasta carbonara. Și aici tot trecea cu Mircea. Doar că el a adormit. Și Matei doarme. Cine mănâncă mâncarea? Costor! Am salam cu cașcaval și pâine, un fel de sandwich. Aici am paste carbonara. Aici am o supă cremă. Tocul bun nou. Costor bune! Vrei să deschizi și acesta? Hai deschizi să vedem cum este. Mircea, ține. Ai adormit? Poftă bună! Wow! Ce covric! Ia uite că e cu... seamănă cu o tartină! Vezi? Hop! Ia fără, fără! Așa! Cum este? Delicios? Tu ziceai aia din aur, ce ai văzut pe geam? Tornul e fel. Uite ce scrie, făcut în Italia. Oare mergem în Italia acum? Zburăm în Italia? Italian dove? Cine și-a dat seama până acum unde noi zburăm? Scrieți-ne repede în comentarii. Iar acum să vă lăsăm. Ia scrie. Doar că e small. Da. Mergem, Dani. Poate zbor ușor? Și am ajuns. Cum este timpul? Cum e afară? Bun. E bine, soare. Avem soare. Hai să ne îmbrăcăm. Yeah.
un autocar? Da, mă, nu? Asta e și chestiile noastre. Și spre autocare. Haide, mergem la stația de autobuze. Și mergem spre Paris. Paris? Și de la timp ploios am ajuns la timp cu soare. Oameni, știam că este soare aici. Știam că va ploua când vom pleca și știam că va ploua în Cluj când vom fi noi aici. Da, am făcut toate rezervările cu 2 săptămâni înainte. Am urmărit prognoza meteo din timp ca să fie timpul frumos. Și tati, când plecăm de aici, încep ploile! Și Matei, mergem spre autocar. Și vine rândul nostru. Ultima bichetă. Mulțumesc. Și tu ai. Și Melissa. Mircea vrea să ajungă înaintea noastră. Noi să ajungem. Unde ajungem noi? Undeva. Pe aici. Nu, tati, la... Cum spune? Aici vom fi cazați. Aici vom fi cazați. Pe aici trebuie astăzi să ne plimbăm. Hai, Matei, hai să scanem. Matei, aici. Așa. Super. Merci. Iar acum spre Paris. Așa tati se zice. Eu nu am învățat franceza. Am întrebat o pichiriță din provincie. Ia ce mai vine. Și autocarul. Hai să urcăm în autocar. Acolo sunt bagajele. Wow. Hai. Urcăm. Și Melissa. Găgușica. Iată, locurile ne așteptau, tati. Întunecat? Dar rucu se vede, tati. Da, da, noi deja am mâncat, Matei. Dar ce face Mircea? Tati, Mircea joacă Nintendo în autocar spre Paris. Ia privește ce fain aici. Mi-a pus telefonul la încărcat. Mircea și-a pus jocul. Și apropo, autocarul este foarte fain. Are și televizor. Dar ce m-a uimit cel mai mult, câmpiile aici deja sunt verzi, tati. Mai avem un pic și vor fi și mai verzi. Deci a transmite jocul mai departe. Matei totuși a luat o cărțile, tati, nici n-am observat. Am spus acum din geantă, eu dormeam și vă ziceam că ceva a fost mișto în mine. Dar Matei căută o geantă. Cu-o trăbăia. Trăbăia, că dau pe acolo capte, scrii. Și va totuși. Așa este autocarul. Mă vom locui acolo. Ceva se iubește. La Défense? Da, este o zonă care seamănă foarte mult cu... Un pic din New. Din New. Exact. Așa sunt clădirile alea mai înalte, că se vede acolo. Iar noi mergem în cer. Se vede? Păi mai. Iată, într-adevăr. Vezi, ce fac eu? Iată. Fac eu. Cine l-a văzut, scrieți în comentarii. Wow. Rusia, da? Tati, eu am spus că aici e mai cald. Lalelele deja sunt înflorite. Și mamele sunt drăgușite. E dormite. Dormite, doar că abia trezite. Tati, și ce am observat, foarte multă lume face sport de dimineață aici. Luăm exemplu? Eu am deja 3.000 de pași astăzi. Super! Și iată cartierul care ziceam, cu clădiri înalte. Scrie nord din Paris. Da, primiți. Aici este un hotel, probabil, și este la fel ca și acel din Cluj, cel mai mare vlog din România. Și Matei coboară din nou autocar? Oh, ce de cald! E foarte cald, mami! Iuhu! Să știi că, Melissa, ai noroc chiar de ziua ta! Este foarte cald aici, în Paris! Bine, nu e cald. Stai, Melissa! Am pierdut-o pe Melissa, a rămas în autocar! De ce? Nu vrea să iasă? Ia-te înapoi la aeroport! Oh, uite-și Melissa! A dormit tot drumul! Mami, acum mergem cu metrou 1. Abia știu să văd cum este. Foarte de mult nu am mers cu metrou 1. Mircea și cu Matei nu am mers deloc.
mașină și mie aici. Era foarte mic. Mergem după GPS, căutăm metroul. Iată, mami, arată direcția că e în stânga. Și indicator avem. Da. Deci mergem în direcția aia. Mami, 1, da, aici. Suntem aici și trebuie să plecăm. La bază, unde? Încoace-te din direcția. Dar unde e numărul 1, mami, nu vezi? Unde este galben? Și aici? Și? Să vedem în care direcție merge galbenul. Chateau de Wilson. E ok. Chateau de Gaulle. Da. Aici suntem. Trebuie să mergem spre altă direcție. Dar inițial trebuie să cumpărăm tichete. Da, și cred că multe. Că suntem și noi mulți. Doar într-o direcție cum cumpărăm? Cam pentru toate. Și? Hai să vedem unde 5-9. Așa, în English, English? Franceză deja am uitat-o, mai bine. 90% am uitat-o. Sunt acolo tichetele, i-a vezi. Tichetele tale? Uite acolo, deuntru. Stai un pic, rată, închide, închide. Acuș. Au venit. Bravo! Hai să mergem! Sunt pentru copii și pentru adulți. Pentru copii sunt cu preț redus. Da. Și la 20. 20 de tichete? Și pe acolo a ieșit. Mi l-a luat tati. Acum e cea. De acolo îi ai. Eu de aici. Acum eu. Acum de tine, mă. Ta-da! Tichetele le lăsăm, le păstrăm, pentru că ieșirii va fără nevoie de ele. Următoarea stație e Charles de Gaulle și trebuie să mergem în partea aceea. Înseamnă că nu plecăm în partea aceea. Pentru că aici este același sistem metro, doar că sunt mai multe diferite. Și mai multe nivele. Da. Uite aici niște oameni cumpără cea mai scump tablou. Da, și acest tablou se află în Muzeul Louvre, unul din cele mai importante muzee mondiale. Tabloul se numește cum? Mona Lisa. Și iată așa, toată echipa lui Papuc a ajuns în Franța, în Paris. Așa e. Și iată așa arată metroul. Uite, este cu protecție. Da, mami, ca cineva să nu treacă în partea cealaltă. Eu nu am văzut așa, am văzut să nu cadă, să nu amețească. Tata aici arată, în cât timp vine? Într-o minută. Vine următorul tren și după aia vine în 6 minute. Gata. Al doilea tren. Trebuie să apar, uite, 0-0. Hai să vedem. Hai să vedem. Cât oameni de sigur este acest ceas. Deja este ora 10? 15 minute. 10 și 15 minute. În România cât e ora tot acum? Este ora 11. Ora 11. 11 și 15. Se aude. Aud și eu. Aude. Auzi, Matei? S-a plătit. Matei, auzi? Uite că vine. Și sunt și locuri. Locuri? Hai, așa să-ți. Hai, ia priviți așa. Pa, pa! Dar nu s-a spus prea mult, pentru că... Coborâm în următoarea stație. De acolo mai luăm un tren. Matei a vrut să se așeze. Asta e Matei. Eu mai țin minte când am mers la metroul, pentru că am văzut acest de acolo. Așa... Acordeonul, tati. Da. Uite acum scrie că e Argentina. Mai de nevoie Charles de Gaulle. Perfect. Aia este tablou. Adidas. Adidas pentru Mircea? Da, poate găsim aici, dar... Vă vedeți, portarea mă este obligatorie. Din păcate. Favore. Aștept. Și... Și acum, tati, mai departe, hai, tu ești ghidul nostru. Mergem la tren, la Rier A. Aici am metrou, este cu cifre, iar trenul este cu litere. Iar unde scrie Rier, acolo se intercalează trenul și cu metrou. Și poți urca din tren cu metrou. Iar cifre noastre sunt pentru metrou. Și sunt valabile și pentru tren. Super! Hai să mergem la tren. Iar acum, iar la mea, cred că sunt foarte, foarte multe. Mami, iar acum trebuie să urcăm în real.
și să mergem până la final. Am or, la Vale, ceva de genul ăsta. Când pe acolo se află... Wow! Iată ce se află acolo! Disneyland! Uai, ce jurat strict avem aici! Și cel mai important, Matei! Bine ați venit la Vocea României! Wow! Să vină următorul participant! Dar până începe show-ul meu, nu uitați să te abonezi, să apeși pe clopoțel și pe like! Unde e jos, Melissa? În antichitate? Da! Te încălzești la foc? Mm-hmm. Văd că ești îmbrăcat în cojoc! Ați venit în lumea roboticii! Bine v-am găsit! Mulțumim! Vai! Plecăm, plecăm, plecăm! Pa, pa, pa! Ne mai vedem pe viitoare! Mulțumim frumos! Iar acum noi mergem la un muzeu incredibil! Și tot astăzi ne vom întâlni cu Macron, cu... cine mai? Cu toți președinții europeni! Cu Einstein! Au, da, chiar și cu el! Este în viață! Hai să mergem! Acum mergem la metrou Ecole Militaire. De acolo vom merge câteva opriri și ajungem la muzeul Raven. Și ce este foarte, foarte util, ce este și la lângă mine, pe panourile Maro sunt destinațiile turistice. Ce ai putut oamenii indicat? Muzeul Raven este în parte în cer. Nu știam. Ori să fiu de acolo, din ieșirea de acolo, ori ieșirea din partea cealaltă. Pentru că avem aici două ieșiri. Și intrăm în muzeu! Iar privește chiar la intrare ce avem aici. Două egiptenci. Da, din piramide. Două și domnul Grevin. Începem călătoria noastră în lumea actorilor, personalităților și să vedem pe câți tu îi vei recunoaște. Hai, facem recunoaștere personajul după realitate, mami. Da, așa este. Ia să vedem primul. Chiesă. Cine-l știe pe domnul? Mami, de exemplu, soarta eu nu prea o cunosc. Prea o cunosc. Cine o cunoaște? Cine o cunoaște? Uite cât de real pare! Penelope Cruz. Zici că este adevărată, lângă mine! Oh! Poate ai incriminat? Mami, niciodată nu știam că voi face cunoștință cu centurion. Ce e acolo? Cine e acela? Cineva te urmărește? Cu siguranță, mă. Unde ești, tate? Unde ai nimerit? Regine! Oh! Tate, tate! Vai, tate, cineva sună! O să vină să te ia! Imediat! Chiar ce s-a uit? Ce, tate? Cine e ăsta? Cine e ăsta? Vai! Bă, mami, ce este asta? Tati, ai nimerit unde trebuie, tati? Nu, mami. Ce e el? Deja m-au capturat și m-au dus în temniță. Cum să evadez? Foarte simplu. Doar pentru evadare m-au pedepsit. Trebuie să apeși pe like ca să-l scoatem pe toate de aici! Vă rog frumos! Opriți! Stingeți focul! Nu trebuie să ardă! Mami, Jeanne d'Arc... Este imitație! Jeanne d'Arc, mami, deja nu mai poate fi salvată. Dar ea a salvat o mațiune. Dar ea cine cunoaște? Și pe ea, mami, sunt sigur că cunosc foarte mulți. Toți o cunosc. Angelina Jolie. Și? Și cu Monica Bellucci. Și cine e, ce este operatorul? Mircea! Eu pe ea nu o cunosc. Scrie că este Catherine Frost. Ceasul lui chiar funcționează. Mircea, atent! Băieți, atent! Și cine este acest actor? El vă va salva!
Ce ne iei? Ce ne cunoaște? Apropo, Mari, astăzi, adică de astăzi, ieri, el a anunțat că nu se va mai filma în filme. Are o boală, ceva și a zis că probleme se oprește. Probleme de sănătate. Se oprește. Dar... Cei care au ieșit, bravo, este Bruce Willis. Cel mai fain actor. Mulțumesc, da. Da, da. Cine acolo te pozează? Wow, ce mulți fotografi! Hai că sunteți invitați la balul vedetelor! Mami, cine voi aici, mami? Actorul meu cine vă întâmpină? Cine vă întâmpină? Tocmai el vă întâmpină! Este un comedian, mami, de excepție. Cine n-a văzut filmul lui? A ratat foarte, foarte mult. Bună ziua, bună ziua! Am voie să iau locul lângă dumneavoastră? Văd că tace și zâmbește. Hai să privim! Ce faci, Melissa? Răsfoiești o carte? Și acu' e anume? Da! A lui Leonardo da Vinci! Ce-i tati acolo? Ce faci? Tati, ești foarte nostim în această postură. Bună ziua, bună ziua! Am venit și eu la castel. Melissa, dar uite cine este aici. Lui al 14-lea? 14-lea? Vai, în toată splendoarea. Și ce coroană! Era unul din cei mai splendiți. Da. Am îmbrăcat straiele de sărbătoare și plec la palat, la carnaval. Mami, dar că îmi pare un pic mai... Ce? Grăsuță. Te-ai îngrijit aici în Franța. Văzi că e bine, îmi priește Franța. Paris? Da. Ta-da! M-am transformat, magie? M-am speriat să mami, că ai prins ceva pe tine. Aici este o crimă, dar nu arătăm ce este acolo. Și cavalerii. Vai, 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 și Matei descoperă toate. Ce descoperă el aici? Lumea. Istoria? Nu, mami, animalițe. Niște poezii. Ce, Matei? Imitare. E tare cartea? Imitație? Acum scrieți așa. Toți cei care ne privesc trebuie să fie abonați și să apese pe like. Foarte bonit. Notați? Iar acum Magic Box. Wow, în lumea magiei. Ce faci, Mircea? Mircea, ai ieșit dintr-un tort. Acum trebuie să-i spui lui Melissa la mulți ani. Da, mulți ani, Melissa. Hai, Melissa. Stai să suflăm în lumânare. Mulțumesc. Sărman. A rămas fără cap. A trecut în ghilotină. Este magie. Magie, mami. Dar cine îl cunoaște pe eu? Eu sunt sigur. Aproape toți. Pentru că este domnul Gerard Depardieu. La fel, un actor foarte cunoscut. Puneți face o poză? Mulțumesc frumos. Nu spunem cine este ea. Ia să ghicească cine este acest actor. Jean Reno. Dar și Robert De Niro. Toate eu îl iubim aproape. Ia-l figurii, mai. Chirion! Dar pe el îl cunoașteți, așa-i? Este papa de la Roma. Doamna Angela, bună ziua! Vă felicităm! Sunteți și dumneavoastră aici în muzeu? Se poate să fac o poză? Am voie? Așa? Chiar și președintele Chinei este aici? Oare este înălțimea lor adevărată? Sunt înalți. Ești el toate! Toate, noi suntem destul de înalți! Ei, Cristu, mare! Cristu! Iată și regina! Bune, câța regina! Ce frumosă este! Chiar am vrut să văd, măcar o dată în viață, haina ei îndeaproape, tati! Doar că nu avem voie să primă ea! Nu avem voie, dar eu sunt sigur că este reprodusă 100%! Foarte frumos! Și pălărie și tot! Și machiajul, tati! Apropo, are culoare albastră a ochilor! Ca și mami! Mami, dar cine este lângă Carla Bruni? Unul din președinții? Sarkozy?
O poză ca amintire. Nicola Sarkozy. Bună ziua. Și uite ce Matei arată aici, stă-te o chitară. O chitară? O bucătărie franceză. Ea este foarte vestită pentru ducerile lor. Ce prăjitură. Am mâncat astăzi chiar la Tour Eiffel. Foarte gustos. Foarte delicios. Mircea, ce vrei să mănânci, Mircea? Clătite. Wow, nu știu ce sunt astea. Clătite americane sau un cappuccino? Un supă? De la domnul Paul Bocuse? Ce vreți să mâncați astăzi? Eu, împreună cu doamna bucătar, deja preparăm ceva. Doamna Alessa, de tot din ce bunătate aici pregătește doamna Sofie. Și câți bucătari renumiți. Noi mereu în casă vorbim că Mircea este macronul familiei Mirimi. Și iată că el a ajuns să facă cunoștință chiar cu domnul Macron. Bună ziua, domnule! Bună ziua! Mircea, ai unica ocazie. Dar că mami este un pic frezat, Mircea. Așa e. Dar este identic, doar că este un pic mai tânăr. Wow! Unde plecăm? Mami, în lumea, în lumea astrologiei, wow, și științelor. Dar eu credeam că ne teleportăm undeva. Și domnul, cine știe, v-ați mulți. Cine știe, repede scrieți acum. Cei mai renumiți prizicători ai lumii. Domnul Nostradamus. El chiar a prezis, mami, prin Sipriu. El a fost desfumat și a fost mutat, pe mașterul lui în altă parte și în mâna lui avea anul, avea o fiță unde era scris anul când va fi desfumat. Da, și a prezis tot. Din tot. Mie îmi dă cartea aceasta să-i văd secretele. Foarte multe secrete are acest domn. Și uite cum este el în realitate, tati. Tati, plin de știință, plinuț. Poate îl rup și mai câte ceva. Fură, de la el? Da? Măcar 10% mă zic ce cu ajunge lui. Wow! Am zis că nu. Nu vă arăt nici vouă, nu vă spun. Este Albert Einstein. Foarte frumos. Și impresionant. Mai și formula, mai și formula. Da! Matei, ai descoperit mașina timpului. Wow! Ai. Și un cosmonaut pe care din păcate nu-l cunosc. Thomas Pesquet. Unde ai ajuns, Melissa? În antichitate? Da. Te încălzești la foc? Văd că ești îmbrăcată în cojoc. Acum trebuie să desenezi în peșteră. În peșteră? Ia privește atent, tati. Ce faci? Și? Uite cum se desenează pe stânci. Vai, Melissa, ce faci tu, Melissa? Și ce sunete se aud? A zgâriat așa. Wow. Dar tu ești conturul. Da. Și e mult mai simplu. Poți deveni pictor în doar 5 secunde. Și deja ți-a reușit, da. Melissa, să facă aluna. Wow, dar aici este o ședință de judecată pe timpul Revoluției, mami. Tati, uite ce carte veche. Da, și aici era executată persoana, da, după Revoluție. Și tatăl Franței, tatăl dreptului civil mondial, este domnul Bonaparte, Napoleon Bonaparte. Tati! Să vedeți, fac și așa. Ai, foarte frumos. Aproape identic, tati. Și de aceea și înălțime sunteți. Doar că el a finisat-o cam urât. Sperăm noi așa să nu finisăm. E o insulă. În închisoare. Și toți care au învățat franceza știu această poză de pe toate manualele de limba franceză. Poza Revoluției franceze. Asta e Melissa. Melissa! Super, Melissa! Arăți bine! Este un sculptor. Uite cum face diferite chipuri. Am venit la o cafea. M-a primit? Franz Kafka.
Și Pablo Picasso? Unul din președinții Franței, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle? Și uite ce șofer are el, toate. Mamă, este următorul mâine. Cel mai bun șofer! Să-i dau geaca mea mare. Ca noracul tău și rămâi tu fără el. Rămâi eu. Cu cine tu faci selfie, Mircea? Foarte frumos. Ce bani de mami este? Pentru Instagram poze. Hai copii. Da, nu vă putem dezlipi de aceste figurine. Domnul Nelson, aveți o vestimentație extraordinară. Mai specifică lui, specifică lui. Foarte frumos. Wow, cât de cărți! E lumea științei. Eu priviște toate. O bibliotecă adevărată, doar că în dimensiuni foarte mari. Cine a citit cărțile lui Gulliver? Da. Uite, am ajuns în lumea poveștilor. Uite câte personaje aici sunt. Vai, și Melissa este, este. Uau, tu ești aici. Micul prinț este aici. Ai cartea aceea. Uite, e cartea lui. Uite ce girafă, Matei. Cine oare a reușit să citească cartea Micul prinț? Este foarte frumoasă această poveste. Toate ce văd acolo. Mă, și avion. Hai să-l ajut, le-l ajut pe el. Aluna. De la Aluna. Și veșnica perioadă glaciară. Și veșnica lui problemă. Uite toate ce de mori aici reprodus. Și oricum nu ajunge la Aluna lui. Și oricum nu va lua. Vai, 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 pe ce, pe ce. Și nu poate să o apuce. Nu ajunge la ea. Iar aici, Melissa, citește o cărțărie. Din multitudinea de cărți pe care le are acest personaj. Cine este el? Cine îl cunoaște? Hei, aici este Ozzy. Este încântat de aceste personaje. Am ajuns la basmul miraculos. Chiar în inima Parisului. Adibar, chiar la ei. Iar aici este lumea sportului. Identificat din multitudine de figurine. Dar aici este foarte tânăr. Domnul Jackie. Domnul Jackie. Oh. Ia să vedem, băieții. Cine îl recunoaște? Dar aici ce este Mița? Cal și... Nu, tati, parcur, tati. Faci parcur pe acoperișuri? Nu cred. Da! Deci atât chiar așa înveți? Faci mergea tu? Dar cine cunoaște acest polvalist? Îl cunosc foarte mulți, foarte, foarte mulți. Fiindcă este Pele. Wow, Mircea! Stai, filmezi! Între ce personalități din fotbal ești tu, Mircea? Este! Și mai mulți îl cunosc, da? Fiindcă este Cristiano Ronaldinho și locul întâi, la Spia, Seover, Melissa Beatriz din familia Mirimi, bravo! Dar unde-i medalia? Și lângă Claude François este Matei. Iar aici am ajuns în lumea muzicii. Eu sunt lângă Katy Perry. Întâlnit Melissa. Cu Madonna. Vai, este mai tinerică, frumusică. Dar și Matei s-a întâlnit cu o personalitate. Ce, Matei, vine acolo? Wow, mulțumesc, mulțumesc pentru aplauze. Vai, ce bine mă simt pe scenă aici. Wow, ulala, bravo. Da, și noi deja am cântat cântuță. Wow, și Matei aici, wow. Bravo, Mircea. Mircea, dă-i din tobe. Hai bate toba, băi, Vasile. Băi, Mircea. Mai, și Elvis Presley. Facem canto aici împreună cu Melissa și cu cei mai dernenumiți cântăreți. Cu somnile mea.
Mai tare, sau mai tare, mai cu forță, când am Luciana Pavarotti, cât am mult mai puternic. Familia Meme! Nu uitați să dați un like! Nu poți să zice! Butoane sunt! Bună ziua! Și cântăm pe o chitară acustică. Hai, noi vă lăsăm cu bine, mulțumim, vă mai revenim de cunoștință, pa, mai revenim cu siguranță! Este Michael Jackson. Michael Jackson. Ce aici este el? Da, tati, probabil este unicat acest exponat, pentru că este în interior și nu ai voie să te apropii prea mult de el. Și asta e mai misimătura lui? Sigur. Bine ați venit la Vocea României. Wow. Să vină următorul participant. Și Matiei este juriu. Am venit la Vocea României. Următorul concurent este Mami. Salut! Dar până începe show-ul meu, nu uitați să te abonezi, să apeși pe clopoțel și pe like. Hai, Mami, jos de pe tron. Mi-a plăcut de acolo. Dar cine pe Mami votează? Ai, ce jurat strict avem aici. Și cel mai important, Matei. La preselecție ești? Wow! Și vezi iar iasă? Faci înregistrări pentru o nouă piesă? Vai! Mare! Nu dă învilea toate secretele noastre! Îmi fac griji! Oare voi fi acceptată? La ce, Mami? La noul concurs Vocea Franței sau Vocea României! Nu știu, nu știu! Mami! Succes, Mami! Mulțumesc! Cine la baie? Toți vrem la baie, am băut foarte mult apă. Ne-am decagat. N-am înțeles. Băi, băi. Unde am nimerit, Doamne? Ce baie? Oh. E pe un submarin? Aici sigur este. Cu mult timp în urmă am ajuns. În trecut suntem o mașină a timpului. Oh. Ce baie? Facem poze. Da, prima dată văd astfel de baie. Iată așa, Mami, ca să nu stea oamenii să-și facă selfie-uri în baie, iată, au și una aproape în vreste. Apoi, există o soluție! Chiar nu am mai văzut așa baie niciodată! Vai, ia privește ce e aici! Hai, Melissa, chiar e mașina timpului! Și tot în mașina timpului avem o masă unde sunt dedeluși? Data viitoare o luăm pe Mihaela cu noi aici. Acum să dea like cei care recunosc acest personaj. Vai, nu recunosc nimeni. Cum nimeni, Mami? Apasă pe like. Uite că s-o suport. Bine, rămâi aici, te lăsăm, pa, pa. Pa. Mircea. Wow, dar aici am un păcăl noi! Nu? Bună ziua! Vai! Labirint? Dar aici este lumea roboticii! Vai, tati, ia privește! Uite ce echipament au ei! Unde am ajuns? Unde am ajuns? Ați venit în lumea roboticii. Bine v-am găsit. Vai. Acesta este Mircea. Aceea este și noi e Eva. E Elisa. Gata. S-a descărcat roboțelul. Vai, încă un robot a plecat. Și a rămas unul singur? Uai, ce spectaculos este aici! Da, Melissa! Sunt de acord cu tine, Melissa! Din toate părțile! Super! Dar aici componentele roboțeilor! Ce face poză, cu actor de vază. My heart will go on and on. Mami! Uite, tati, toți sunt... Oare să-i placă cum cânti? Nu știu, tati, vă place cum cânt. Dar...
Deja când? Te-a auzit? Și cine este Estel? Cine o știe? Doar cine o cunoaște pe Brăpit sau George Clooney? Al cincilea element! Bine ați venit în vorba ea! Cine începe jocul? Ai toate! Eu zic să-i zic eu! Cine începe jocul? Mircea, tu deja începi? Oh, mai ai încă 3 secunde, 2, și! Ați câștigat! Cântăm împreună? Cine e aici? Cine e aici? Niște pușari, mami. Și domnul Barack Obama! Fostul președinte al Americii. M-ai prins, vroiam să credonez o melodie împreună cu actorii și vedetele noastre de aici. Mare cântăreț. Și... ia uite, tati, ce rochie are Marilyn Monroe. Da, și ce bijuterii, și ce machiaj, și coafură. Oh, mulțumim! Vai! Plecăm! Pa! Ne mai vedem fata viitoare! Mulțumim frumos! Mulțumim pentru aplauze! Iar acum, la vestiară, am venit să ne luăm bagajele, gecile. Iar tu nu uita să ne scrii pe cine l-ai recunoscut din toate personajele și personalitățile marcante pe care vi le-am prezentat astăzi în acest video. Și uite aici câte sunt, Mijica. La fiecare personaj, câți de la el. Oi, mulțumim pentru experiență! Ne-am luat premiu! În Milano! Da, toate ce mult seamnă, izbitor de mult! Apropo, în Franța găsești toate popoarele! Și? Vai! Uite ce este milcul! Iar acum, să încercăm niște bruscuțe! Stai lipită, tati! Hai să luăm o lingurițion și o furculițion și... mergem la manjon! Vai, ce e aici? Nimeni astăzi nu mănâncă nici proaște și nici melci. Dar cămurile pentru melci. Vedeam că seamănă cu gust de fierbe. Fiecare melc are locul lui în furfurie. Mircea și cu mami cred că mă rămâne frământ. Deja? A două bruscuță toate. Nu știu încă cum de ne-au hotărât noi să mâncăm așa ceva. Audindu-mă de așa muzică, nu poți să-mi spui că de la un francez e trebuie. E frumoasă limba. E. Și melodioasă, tate. Nu mai mult melodioasă decât limba română. Salutări tuturor abonaților care locuiesc în Franța, dar și Paris. Și cei care ne urmăresc, salutări. Din metrou am ieșit direct la muzeul Louvre aici din Paris. Este un muzeu de talie mondială pe care îl vor să-l vadă orice francofon. Dar și nu numai. Iată așa se cop castane aici. Castane, kebab, castane. Și uite ce e aici. Parcă mirim alii pe acoperișul din Louvre Smog. Așa e. Este simbolul Louvre-ului. Sunt foarte mulți turiști. Da, copii mai aproape unul de altul. Noi suntem mulți. Să ne pierdem. Sunt mulți oameni. Matei este încântat de soldați. Da, salut! S-a sfiit puțin. Da. Eu tot arată la fiecare soldat care patrulează aici, arată salut. Și iată toți din încojar aici reprezintă Muzeul Louvre. Diferite departamente, dar nu doar această clădire este reprezintă Louvre, ci și subteranul, care este extrem, extrem de mare. Și de fapt această piramidă din spatele nostru este intrarea în Louvre și simbolul acestui muzeu. Este rândul care duce spre intrarea în muzeu. Eu zic că în jumătate de oră reușești să intre. Iar Matei aici pozează pentru contul lui de Instagram.
Matei Melimi, cine nu știe, intrați și dați-i un follow! Un banc francez despre simbolul Franței, simbolul Parisului, Tour Eiffel, spune că un domn care nu iubea să vadă Tour Eiffel-ul mânca într-un restaurant din Franța, doar că, unde credeți mai voi? Unde? În Tour Eiffel, că era unicul restaurant din care nu se vedea turnul Eiffel. De fapt, el nu vroia să vadă turnul pentru că din orice colț al orașului se vede Tour Eiffel. Chiar și de aici îl putem observa. Și aici, wow! E restaurant? Da, mă. Vai, pe culoare! Le Café Marly. Pilonii ăștia m-am dat o senzație de un tunel foarte, foarte impresionant. Am văzut astfel de tunel și în Anglia, în Londra. Dar despre asta vorbim altă dată. În alte călătorii. Cel mai scump șorț. Piață, 1000 pentru jumătate, se poate multă, da, pițucă. Pițucă, cum zice, mai, nu știu. Am ajuns aici, de la mi s-a făcut foame. Hai să mergem să mâncăm. Prin pasajul panoramic. Vai, ce frumusețe, tati. De fapt, în Belgia, în Bruxelles, nu se simte așa ceva, dar aici e ceva specific. Și la fel de frumos. Deci, tati, hai să luăm o lingurision și un furculision și... Mergem la manjon! Mâncărăsion! Sigur, nu ne descurcam cu mașina. Uite ce ambuteiaje sunt. Cu metrou e cu mult mai rapid și cu mult mai repede ajungi la... Matei, de unde fugi, Matei? Gata, e parcă să o iei acasă, se duc înainte, fără noi. Ce zici? Să te strâng? Să prindem broaște ca și băiețelul acesta? O să prindem, adică, să păpăm, să încercăm și niște mioși. Nici într-un caz, tati, nimeni astăzi nu mănâncă nici broaște și nici mioși. Eu nu permit. Dar eu zic să luăm doar mioși și broaște și nimic altceva. Este un fel de pot. Și poți să urmărești de aici. Iar noi acum plecăm la Curnivel. Hai la Curnivel. Da, nici acum Elisa sunt înainte, tati, să nu-i pierdem. Eu caut un restaurant anumit, dar am nevoie de telefon. Priviți aici orașul Paris, este foarte frumos. Chiar e frumos. Foarte multă lume. Și tati, ai reușit? Tot caut. Ceva, ceva cu tanton. Foarte frumos orașul. Și e destul de accesibil, pe jos, cu mașina, cu transportul public. Oricum este mai aglomerat decât Clujul. Intrăm în alt pasaj. Dar ce urmează acum? Nu știu dacă trec testul eu. Mircea, ia privește ce mașinuță aici. Pentru tine, uite. Exact dimensiunea ta. Și Renault. Ce-ai găsit? Ce-ai găsit aici? Mi-aș dea oaie. Și nu mai oaie, mami. Și mergi. Dau dacă sunt. Unde am ajuns? Iată și poliția cum arată aici, cu motocicletele. Ceva s-a întâmplat acolo. Mami, hai de mă autocar. Vai! Și manual, și circulația. De ce și am văzut polițiștii? Bine că noi nu suntem acolo, tati. În apropiere. Ne pare foarte rău, dar noi continuăm călătoria noastră, chiar dacă se întâmplă și din astea. Poliția blochează drumul. Și tati, totul s-a întâmplat în fracțiuni de secunde. Noi când traversam strada, am văzut cum ei s-au oprit, au fluierat toți să oprească. Ce se întâmplă, dar... Eu am filmat puțin, că ziceam vreo demonstrație ceva și când am văzut partea aia, ați văzut și voi mulți focul. În partea cealaltă. Și probabil, într-adevăr, e un autocar, pentru că e ceva masiv. Mami, dar seara, metroul este plin, extrem de plin. De lucru, este archi. Ne aduc aminte de troleibuzele când plecam noi studenți venind la universitate, te amintești? Mulți n-au urcat, nu s-au îmbrăzit, dar dacă eram mai mulți moldoveni, cred că... Rămâneam acolo. Îmi căpeau dublu. Bună, mea, mea,
Claroș aici, mami. Am observat de multe ori. Noi așteptăm verdet, chiar dacă ne grăbim, așteptăm. Ne grăbim încet, că nu a plecat foarte departe. De noi? Chiar dacă s-au grăbit. Și a reușit și noi, și ei, într-același moment. Am fost la un restaurant care avea meniu ceea ce căutăm, dar este închis, se deschide abia la ora 19. Dar noi mai cunoaștem încă unul, tati a văzut și sper să fie deschis. De fapt, noi vrem să mâncăm broscuțe și mierci. Să nu ne ducă planul peste cap, de altfel, ziua Melisei nu va fi împlinită și nu vor fi îndeplinite toate punctele de pe planul lui tati. Ia privește ce mașină, cadena e de luptă. Vai, uite ce textură are o șosă mașină. Parcă a fost cusută. Parcă are țesătură deasupra. Și atât că am reușit. Am ajuns. L-am găsit. Ce ești deschis? Deschis. Să vedem dacă au ceea ce căutați voi, tati. Vai, ce aici? Midi? Mirea sărbește. Vai, și creviezi din ăștia regali. Ne-au privit aici, chiar dacă nu au rezervare. Au zis că suntem noi copii mici. Au zis că... Au telefonat, tati, undeva. Au întrebat și ne-au privit. Mami, vreau poate de murate și de murate. Noi am făcut comandă de cel mai mare merci de ce restaurant. Nu una, ci două porții anuale. Cel mai important, că nu doar mielci, ci și două porții de broscuțe. Mircea și cu mami cred că vor rămâne cu rămâni. Numai ce ne-au adus pustisilele, tacâmurile pentru mielci. Pentru mielci? Cum se mănâncă? Idei nu am, habar nu am, să întrebăm imediat. Aici este un sos, nu știu cu ce. Cred că cu ceapă. Și oțet și vin pacare. Și soie, ceapă, usturoi, dar și mai are ceva. Creveți regal și midiile uriașe deja au venit. Și privește, tati, cum stau în gheață. Iar peste ele trebuie să stoarcem sucul de lămâie. Uite așa. Ești sigură? Da. Am zis. Așa. La fiecare. De fapt, mami, acela spune de pe la vecini. Și am văzut cum se fac. Am primit instructajul cum se mănâncă. Deja și am spus. Și uite, unul este aici. Privește aici. Cu ăsta îl apucăm. Așa. Îl punem aici, îl transferăm pe platou. Avem astfel de furculiță specială. Cu care... Ah, stai, tăti, că l-am luat pe celălalt care a fost scos. O clipă. Uite așa. Și... Vai! Uite aici este mielcul. Și tati... Se mănâncă, tati! Mami, după că ții midi. Iar Matei și-a luat cartofi pai francezești. Și la ei are un sos cu cărniță de făcuță, steak. Poftim? Se vezi pe un mers. Nu iau mult. Eu? Nu vrea. De ce nu vrea? Milisa? Ia să vedem cum se descurcă Milisa. Miroase urzică. Așa, că când super, Melisa! Pentru prima dată e perfect! Și gustă? Așa, dă-i chef! Melisa, cea mai curajoasă pentru că mănâncă mielci! Ea merită un like! E fermit! Mă, dar uite, ce cu farfurile astea? Tati, privește, fiecare miel are locul lui în farfurie! Probabil au fost gătiți chiar aici, tati, în acest vas. Și nu se răstoarne și rămâne acolo urzică sau ce ia să mă duc? Tati, cred că e ulei de măsline. Cu ce? Sos de urzici și mielci. Și să încerc pentru prima oară. Wow, chiar tot? Gustos! Wow! Ce seamănă, Lisa? Smidic! Eu credeam că seamănă cu gust de vierme. Toate că n-am mâncat nici de una, nici de alta. Ca să încerc și eu. Sigur. Stai, cum sunt roi? Ah, stai, că nu. Și? Tati? Unde-i? Este. Și?
Rapita de rapid. Mami, incredibil. Miu? De când acasă și începem a strânge mici. E extraordinar. Tu simte cum stă toate moale, e prindeștel. Parcă e lima, кстати, din vină la paracase. Păi așa. Ce merită și mai dat una. Ai trecut la următorul? Da. Hai, mami. Nu, eu întreagă. Așa, și rugul. Cum îți pare? E ok. E bun. Doar că mami o să mănânce cu pâine. Dar vreau și eu să mănânc cu mine. Ți-a făcut poftă? Pentru că nu e nimic altceva pe masă. S-a intenționat, n-a luat comandă, n-a făcut de altceva. Cu tine, Julica. Așa, să vedem. Curăță cașcaval. Și Mircea. Hai, Julica. Hai să vedem. Hai, hai, si, si. Te nimerești cu gurița? Hai că e gustos, în Julica. Mircea, ia privește la noi. E gustos? Ia să vedem. Wow! Eu sunt impresionată de Mircea. Dar mami, șampu gura cu cartofi fai. Dar aici în mână țin câteva lăguțe de broaște. 10 broscuțe, mami. Ce zic că mâncăm așa cu mâna? Nu e nicio problemă. Doar și o milie sau cum sunt așa asta, mami? Nu știu cum să mergi să precis. Oi, ce milie. Midii regale și spăți regale. Amare. Amare. Și cel mai important, că se păstrează afară, în gheață. Era acolo afară. Eu credeam că se mănâncă caldă. Și eu gândeam așa, că și midii, da? Vrei să guști midii? Da. Dar cu sos mis, ha? Sos? Cel de jos. Uite, de tu? Da, da. Hai, mami, prezintă tu. Cum se mănâncă aceste idei? Uite, acest sos cu ceapă, cu rodii, cu soie, se pune aici. Adineauri am presărat aici suc de lămâie și cu furculițe, toate furculițe din alea trei așa, uite că am găsit aici. Cu trei deja? Și ea. Dacă e lipită, tati. E ok, lipită bine. Lipită bine, dar nu știu cum sunt. Ca și mirce, ca și spăciile. Fără nimic? Și cum e? Găsas? Mami, ai reușit să-ți gătesc? Nu știu, am făcut corect sau nu, să ne spună cei care ne privesc. Hai să mă. Parcă este pește, piering, și am văzut un mic, că beau și sucul ăsta de aici din interior. Hai, mami! Hai, mami! Hai, mami! Hai, mami! Hai, mami! Arată? E butut? Bravo, mami! Și mai mănânc și orez toate, repede. Iar creviții se curță la fel cu mâna. Se curăță ușor toate că sunt mari. Da, sunt extrem de mari. Aici avem maioneză. Vreți să mănâncă cu creviți? Nu știam, tate. Mami, am băut un scuip. Ei, da. Nu cred. Incredibil. Cum e? Mami, văd că tot mănânci din ea și nu se mai termină. Mami, e extrem de bun. Nu știu să mănânc aici cu mâine de asta. Poftă bună, tăi. Este! Cum e? Semnul curat, e gustos. E gustos! Matei, este amator ca și Melissa? Cum se toate? Aici, în Franța, am descoperit... De fapt, am descoperit că lui Matei îi plac fructele de mare. Și eu, bine, crevete? Bravo, noi știm că tu nu-i spate crevetele.
Iar acum să încercăm niște broscuțe. Ce e toate? E carne de găină. Carne de găină seamănă? Sau de iepuraș? Are și iepuraș, are și găină, are și porumbel. E gustoasă, nu? Toate, dar sunt broaște din alea gigante. Uh-huh. Are o leacă de carne pe ele. Mami, știu ce să mănânce francezii. Sunt gătite la grătar toate. Mm. Dacă, Mircea? Incredibil. Dacă ne pierdem prin păzure, e foarte bine să găsești un vent să pui la bol și gata. Supraviețuiești? Da, și să iei o zi. Mami, iar Matei își face poze pentru contul lui Instagram. Băi, deja a două broscuță toate. Ia privește aici, răspunsul oasele. Tati, deci? Adunăm broscuțe și mielci. Nu știu încă cum de ne-au hotărât noi să mâncăm așa ceva. Iar Matei continuă să mănâncă broscuțe. Mielci, nu? Doar broscuțe. Mai vrei unul? Mai vrei una? E carne! Hai să te vedem cu tine. Tot este gurzi. Așa. Da. Și? Și? Gustos. Eu zic că cel mai impresionat este Matei. Privit-o el cu ce poftă mănâncă. Frumă, Matei! Aici ne-au spus că broscuțele se mănâncă așa cu mâna. Cum a fost? A zburat, a sărit. Oac, oac, oac. I-ai găsit, Matei? Matei căuta papucii, adidașii și nu-i găsea. Da, te-ai găsit loc bun de schimbat acum. În concluzie, dacă am fi locuit aici... Venim tot timpul în fiecare weekend la restaurantul Chez André. Chez André e foarte, foarte, foarte gustos. Am gustat și din astea, și din astea, și mielci, și broaște. Foarte gustoase, chiar dacă au auzi... fost delicioase. Chiar dacă îți pare că e ceva scârbos, grețos, este un deliciu nemaipomenit. Spre exemplu, dacă îți plac cartofii, trebuie să iai un melc, să te gândești la cartof și îți pare că e cartof. Și dacă ești înăuntru în restaurantul acesta, ai poftă să mănânci de toate. Cum am ieșit de aici, nu mai vreau să mănânc melci. Da, Mircea nu prea a mâncat broscuțe. Nu a vrut. El aici, în creierașul lui, mereu se gândește că nu-i gustos și nu mănâncă orice. Dar data asta am mâncat mielci de două ori. Eu la început am spus că îi lasă, că mielci o să îi las și o să mănânc graște. Dar a fost tot invers. Am mâncat mielci și n-am mâncat broscuțe. Mami, dar ce... Miros vine de acolo? E mare, de ocean. De acolo. Melissa, ne mai întoarcem aici? Da. Cu siguranță, Mami. Mergem în fiecare zi. Este un restaurant. În Franța, aici venim. Și aici mănâncă doar cei care sunt făcari. Și nu este loc. Nu este loc. Am avut noroc? Mereu este plin. Am avut, mami, parte de oameni care erau cu inima mare și ne-au primit. Chiar dacă eram mulți. Mulți, da. Dar priviți cum stă oamenii în rând la restaurante aici. Și am văzut, tati, că au steak de vită foarte delicios, așa zic toți care trec prin acest restaurant. Dar noi mai am venit să mâncăm nu bif, ci mâncare tradițională franceză. Și broaște! Și broscuțe, care sunt doar acolo. Iar ce văd acolo? Arca de triumf din Paris! La de triumf? Foarte masivă, pe lângă cea din Chișinău. Cu toate că și a noastră din Chișinău e foarte frumoasă. Oameni, dar și în București este Arca de triumf. La fel de mare și frumoasă. În București încă trebuie să ajungem. Dar și în Chișinău. Iar acum intrăm în cel mai masiv magazin mall din această zonă, din zona centrală. Îmi pare chiar din din Paris, din Franța. Dar am înțeles că prețurile sunt pipărate, dar noi mergem să verificăm, să inspectăm. Hai să vedem dacă e aici. Hai!
Iar aici sunt jocuri gratuite. Gratuite, tati, poți să joci. Da. Iar mie să-ți faci tu? După multe așteptări, am reușit să ieșim, deși m-am încurcat la început. Ia uite, tati, avem acolo un manechin care nu se ia să vedem cât costă haina de pe acest manechin. Deci am spus la început că este cea mai mare galerie, de fapt nu e de aici, ci din altă parte. Este lângă Tour Eiffel, acolo găsiți un magazin enorm, enorm de mare, un mall de fapt. Manechinul vine aici. Oh, și manechinul este. Și acum ce facem? Mergem spre turnul Eiffel. Acolo sunt niște. Poate reușim acum, tati, dacă n-a reușit dimineața. Vom reuși. Și tati, știi din reclamele alea care arată că toți stau cu nasul în telefon și citesc, ea privește aici. Toți ca unul, dar cel mai probabil că este după serviciu și mă citesc din știri, așa cum o făceam și noi, sau paginilor de socializare. Iar aici e butonul fermecat, când se deschide ușa. Dacă nu deschide, nu apăsă acela în timpul minețului. Da. Și câte biciclete! Uai, foarte, foarte, foarte multe! Luăm câte una și plecăm? Unde, mami, să plecăm? În Moldova, în România? Unde să plecăm cu ele? La Muntenegru! Este cea mai frumoasă zi de naștere din viața mea! No, eu nu vreau acolo, neuntru! Ieși afară! Ieși afară! Ia să-i mai dăm o dată! Mi sparge podul, mă! Iată ce se întâmplă! Hai să-i facem o surpriză. Și băieții! Și am revenit înapoi la castel să-l vedem. Chiar e impresionant. Ia uite ce frumos este, tati. Este impresionant. Este umbră peste tot, iar castelul... Este lumina de soare. Lumina de soare, de razele soarelui. Toți sunt încântați, mulțumiți. Chiar îmi place foarte mult aici, tati. Nu vreau să plec de aici. Venica. Nici eu. Ce zici, rămânem aici? Da! Și palmieri, zici că ești la mare undeva. Doamne, și privește că anul acesta Disney împlinește 30 de ani. Wow, tati! Este aproape de vârsta noastră. Mai are până la noi. Este cea mai frumoasă zi de naștere din viața mea. Și când mă gândesc că o să-i de-abia începutul. Wow, ce mașină. Wow, California! Ia, priviți, mami, ce lumini pentru filmări. Proiectoare! Proiectoare și stabilizator. Mami, dar hai să alimentăm mașina și am plecat. Wow! Și o alimentăm cu momente și clipe foarte frumoase din viața noastră. Dar, tati, ce mirosuri pe aici? Croissant, cappuccino. Mami, și aici este Mickey Mouse, jucăria mea preferată din copilărie. Hollywood Tower Hotel. Da, dar e parcă e distrus, parcă ceva. E distrus, parcă e ars, păi parcă acolo ceva fantomie. Poate a fost acolo făcut o poveste. Hei, foarte multe. Fantome. S-o facem aici? Da, te vreau acolo. Unde mă tiei? Acolo. La planete, tati. Cu racheta vom zbura în cosmos. Mircea nu are răbdare, dar Matei și tu! Toți nerăbdători, tati! Hai și tu! Hai, mă, nu-mi simt și ca și eu aici! Decu, oameni! Mircea, ce ai în fața acolo? Maneta? Cu care reglezi înălțimea? Suntem pregătiți de decolare? Matei, cum e acolo? Ce faci, Mircea? Și băieții! Și urcăm! Super! Coborâm deja! A aterizat racheta, da? Mie mi-a plăcut, tati, cu racheta!
M-am speriat, mami. Și cum l-am luat pe tati sus? Bine că ați încăput acolo în trei și cu rucsacele? Toate trei rucsace și trei persoane am încăput într-o rachetă. Deci putem zbura în cosmos liber. Suntem cosmonauti adevărați. Se pare că ele știu că oamenii le dau mâncare. Oamenii le dau mâncare. Tu te convine toate. Ți-am zis că știe. Bravo. Melissa le servește de ziua ei. Da? Matei, vrei o carne de ceai? Nu vrei. Ia și ia chiar, Matei. Dar eu zic să mergem. Așa ne vom roti și noi. Hai să alegem paharul nostru. Și mami a urcat. Adică mai rapid! Mai rapid! Alunică! Eu o să vedem câți dintre noi ați fost vreodată la Disneyland! Chiar sunt și eu curioasă să știu! Apasă pe like și scrie în comentarii dacă ai fost aici sau dacă ai vrea să fii! Ai mai văzut parcare de cărucioare? Ce scrie aici? Parcare pentru cărucioare. Și iarăși altă vestimentație. Ați văzut ce frumoși sunt toți? Deci la Casa Vântuită au rămas doar tati, Mircea și Melissa să plece. Iar noi cu Matei rămânem aici. Succes! Succes! Ne cheamă în Casa Bântuită. E casa lor. Da, ce-am uitat din fantome. Și Matei nu a vrut să intre acolo? Tu vrei să vezi, dar nu vrei să intri, da? Vrei să vezi doar la televizor? Da. A venit să o sărbătorim pe Melissa. Să-i sărbătorim ziua ei de naștere. Îi spunem încă o dată la mulți ani. Și așteptăm să iasă cei mai mari din Casa Bântuită. Hai, Matei, hai să-i întâmpinăm. Iar tu lasă un like pentru Melissa și spune-i la mulți ani. Mi s-a făcut să luminează și a mie tot. A mie nu. Și lumea se schimbă. Perhaps you sense a disquieting metamorphosis. Ba bam. Ba 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 ram. Ba ram. Ba 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 ram. Taran tan tan tararan tan tan tararan tan pam pararara. Cine știe melodia? Răperie acolo, vezi? Foarte greu ați venit, înseamnă că a fost impresionant. Din păcate nu o să putem publica tot ce a fost acolo. Una mă tata. Uite tati ce e aici. Uite ce acoperiș acolo. Frumos din stuc. Și urcăm în mașină și plecăm. Unde plecăm, mami? Acum, în jonglă? În safari, mami. Wow. Și uite câte valize sunt sus. Valize? De pe... Și apă. Toată perioada. Coloboc, mami. Așa erau valizele înainte. Din lemn. Toate, poate intrăm în lampă și dispărem. Și... Dorință, dorință! Hai, ieși! Dacă ești bun!
A spus ceva? Nu, eu nu vreau acolo, neundrun. E ce afară? E ce afară? Ia să-i mai dăm o dată. Răspunde! Elisa, gândești la gândurința pe care vrei să o spui. Hai, spun eu! Vreau ca toți abonații noștri să ajungă la Disneyland și să petrece timpul liber împreună! Și va fi foarte interesant! Bravo, Elisa! Foarte frumos, Elisa! E casa lui Pinocchio! Să intrăm în povestea lui! Hai să vedem! Haideți! Matei, vrei acolo? Vrei la Pinocchio? Vreau! Wow! Și să vezi mașina de comandă în ce formă este! E o carte! Carte cu butoane, tate! Și de acolo pornesc rânduțile în casa lui Pinocchio! Wow! Povestea! Hai, Pinocchio, salut! Pinocchio, i-a crescut nasul! Wow, wow, ce frumos! Și Pinocchio, i s-a făcut nasul mai mic deja. Vai, ce oraș frumos! Deja s-a liniștit totul! A ajuns acasă, Pinocchio! Pinocchio a ajuns acasă, la taică! Ia priviți ce tu interesante și frumoase, mami! Tati, și totul este adevărat! Copacii au înverzit, au înflorit! Iar aici, de jos, sunt și fructe! De tot soiul într-un copac! Repede să mâncăm! Haideți! Mere, pere, struguri! Și lămâie, portocale! Bătuie! Iată de unde se ia sucul multifruct. Nici nu știam că e un pomul multifruct. Așa e. Nu știam că pomul acesta crește în Disneyland. Și bobul de mazăre a fost foarte roditor. Melissa, să iei seama, ai pus și tu pe fereastră, pe geam. Ce minții, de ce ai pus acolo? De mazăre și de linde. În grădina ta. Ni sparge podul, mă. Iată ce se întâmplă. Vai! Și la fel pe fereastră, eu zic, să deschizi mereu fereastră acolo, nu-mi sparge geamul. Așa e, tate. Atenție la bobul de mazăre! Și mi s-a urcat. Și Matei! Hai, Matei! Așa! Iubi! Melissa, vezi? Să nu pleci departe cu calul. Ți-i bine? Ești pregătit să faci mișcări? E un pic arăgușit. Cât am fost acolo la... Trenul ăla, rapid. Patinul acela, de la mină. Am țipat pe tare cu Mircea. Mică-m avionul! Hai, nu, nu poate, nu poate, nu poate să zic, wow, se ridică! Vai, uite că vedem tot orășelul! Până aici! Așa mai merge! Și mici alea în jos? Wow, 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 wow! Într-adevăr coborâm și iarăși în sus. Melissa, cum e la volan? Foarte bine! Și suntem sus! Matei, cum e? Și tot orașul se vede foarte bine. Ridică sus! Și lui mami îi place! Mircea, am dus acolo un labirint, să mergem acolo. Elefantul urecheat a aterizat! Matei, ți-a plăcut? Dar unde mai? Unde e Melissa? Uite și noi! Nu ne-a plăcut să zburăm cu acești urecheați!
cine vrea să ajungă la topogane în castel. Sus. Cel mai sus, dar ca să ajungi acolo, trebuie să treci printr-un labirint, un labirint întui. Labirintul e aici, iar toboganele sunt în castel, deci să plecăm! Hai! Disneylandul încă rămâne deschis, pentru că stăm până la ora 11 seara, dar noi totuși plecăm în Paris, fiindcă vrem să vedem orașul seara, cum luminează Turifelul. Ce ziceți și voi? Dar voi, în realitate, măcar o dată ați văzut cum arată trăsura cenușăresei? Wow, frumoasă este! Și luminează toate, chiar și roțile! Ce roz, totul este în interior! Vai, vreau și eu acolo înăuntru! Vrei să fii și tu o micelăsăreasă? Nu, vreau să fiu acolo înăuntru să văd cum este! Mami, dacă mai stăm aici, pe ce se transformă? Este un miros extraordinar aici. Toate florile sunt adevărate înflorite. Dar pomii toate sunt în plină floare. Ia privește! Mami, dar cum este el curățat? Așa, rânduri, ramurile vin drepte toate. Ce este, e un păr? Nu știu, păr sau măr? Sau măr? Fie acolo fereastră, mami? Și iarăși în căruț? Dar aici ce poveste de Mircea? Ce nu se leasă! Wow! Wow, pitici, mami! Ce frumos, cât un acordion! Wow, si, a noastră! Iată și mama. Doamna. Este o pădure floroasă. Pitici. Restare. Treacă sus. Și a salvat-o prințul. Da? Uite! Vrem să intrăm și într-un magazin! E tu pe Pluto! Toate de magazinele sunt excepționale aici. Chiar sunt foarte frumoase. Wow! Ia privește! Balon zburător. Și câte păpuși de coș. Privește, tati, ce pantofi! Și ce ruchițe! Mami, dar ce ai făcut acolo, Matei? Cine e acolo, Matei? Ce-ai găsit? Cine e acolo? Olaf? Vai, dar câte costumi! Dar costumația, mami! Și perucă coafura! Coafura cui? Al lui Frozen? Nu e al Frozen, e al lui Ana! Ia uite și aici ce rochițe frumoase. Eu știu povestea, este Baiana? Mama acestei fetițe se transformă în urs. Nu știam așa poveste. Și asta cine e? Ariel. Dar nu e Paid? Asta cine e? Mickey Mouse? Da, uite. Făcut în formă de... Bebeluș? Bebeluș? Sau... de acordea mai... Este... Ce? Liliac. Ce? Liliac? Da. Tot e șoarece. Zburător. Toți au tati pătră. Ce am observat? Toată lumea aici... Și îmbracă pătră. Este venită în pătură. Nu haină, dar în pătură. Cu Mickey Mouse, Minnie Mouse. Cine e asta? Nu știu. What? Cine e asta? Nu știu. Om care-i crește în... Ananas! Cine știe, spuneți-mi și nu, chiar nu cunoaștem. Nu știm povestea, dar pentru că Matei astăzi a fost foarte, foarte bravo, eu zic să-i luăm. Tati, eu zic că el singur să aleagă ceva. Și mami, să-i facem o surpriză. Mami, cui? O să o cărăm.
Știi că vin de Crad? Cum îi spui? Tu mai tii și lui Ionuț. Din ăsta? Da. Să întrebăm dacă vrea. Ia să vedem reacția lui. Dar ce să-mi zice plus? A, fraze, nu, nu e pentru ăsta. Ăsta e de 3 plus. E ok, e să vedem. Ia să vedem reacția lui. Hai să vedem. Mateiașu, Matei, dar tu vrei așa cadou? Îți place? Sau așa cadou, Matei? Sau așa cadou? Sau așa cadou, vrei? De care vrei? Amândouă. Sau ambele, Matei, vrei? Ambele. Hai să luăm pe ambele. Sau alegi altceva în loc de asta. Ce vrei? Gata, Matei. Ține-l. Și gata. Matei, te-ai făcut cu cadou? Ai fost cel mai bravo astăzi. Ai rezistat toată ziua aici. Grea despărțirea. Foarte grea. Uite cum Eliza tot fac poze. Mulțumesc. Mă tine se găsește la cadou. Iar noi toți... Cadou este aici. Nu vreau să plecăm. E foarte prea frumos. Prea frumos. E mult prea frumos. Merită să vii măcar o dată aici. Merită, mai merită de ver. Este fierică aici. Chiar și apa luminează. În diferite culori. Hai, îmi zic că să vedem, testăm. Dacă e ok? Nu e ok. Nu e ok. Nu. Tamar și trenul ne așteaptă. Mergem în oraș. Hai, trenul ne așteaptă. Urcăm sus, mame, aici, în dreapta. Toți au flămânzit. Mănâncă, ce-a mai rămas la masă. De fapt, ne-au rămas 2 burgeri cu croissant. Mickey Mouse. 2 croissant. Nu avem răbdare, da, tate? Matei nu are răbdare și vrea să vadă. Vrea să vadă. Da? Roboțelul? Wow! Și Mircea? O să-i placă lui Ionuț? Decis! Cu siguranță nu-i place. Dacă ce fac aici? Așa? De ce are chestia? Așa scăpă. Așa mă grei. Așa care ține nasturi. Matei așa a dormit toată ziua la Disneyland și acum la ora 8:30 seara l-a luat somnul. Ta-da! Iată și metroul nostru. Hai, Matei. Uite ce face mai Mircea. Cam așa arată metroul. Într-o parte și în alta. Iată că a ieșit metroul. La suprafață. Noi ziceam că dă doar trenul merge la suprafață. Oh, ce apă de ce? Da, da. N-ai uitat nimic? Nu. Iată unul din zgrienorii din acest cartier, unde suntem cazați noi. Aici cum vi se pare? Nu, 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 e mai mic. Hai. Acesta este pentru oficii. Ia să-ți scute o mască. Suntem afară deja. Și noi deja am văzut ceva. Ce-ai văzut? Este, uite-l acolo. Uite. Da-da! Mâine continuăm. Am trebuit să vedem la fotografie. Ah, da. În acesta. Așa. Și uite ce frumusețe! Cam așa. În Paris. Am văzut. Melia. E foarte frumos aici. Mie îmi place, tati. Păcat că Matei doarme. Mateiaș! Niciodată n-am văzut așa de mare. Matei, ia uite ce casă mare! Ia uite ce casă mare! De ce asta? Ai văzut așa ceva? Și turnul Eiffel, ia priviți ce felinorule! Parcă este un... far. De la mare. Și avem aici un drum, o potecă cu luminițe. Ce frumos! Și Matei deja merge. Și iată ne ajungi în lift. La etajul 4? Etajul 4. Mergem la cameră și... toți în pat. Toți în pat. Hai, ieșim. Hai, Matei. Wow! Așteaptă.
Foarte drăguț, frumos. Am luat o cameră să fim toți împreună, pentru că așa e mai bine. Într-o țară străină, mai bine să fim toți într-o cameră. Și Matei nu se dă bătut și vrea totuși să deschidă toate robotierul. Ia privește, tati, Melissa, apă în așa ceva. Cum voi? Nu, niciodată. Nu, 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 nici eu. Aceste apă? Da. O să gustăm și o să vedem cum este. Mami, mi-e foarte uscat gâtul. Da, pe fugă, ca de obicei. Cam așa e. Sperăm să ne auzim, pentru că avem foarte puțin timp. După cum se vede, treaba e foarte serioasă. Reușim să întârziem la turetă. Așa. Nu vrea? Nu vrea. N-am înțeles. Ce-ți găsi? Da. Când am venit, rândurile erau mai mici, tati. Deci, am întârziat la turul nostru cu ghid. Helicopter, fără lift, fără helicopter. Și pe rând, hai. Niciodată, niciodată în viață. Bună dimineața. Noi suntem în Paris. A doua zi. Toți dorm. Și priviți acolo în turnul Eiffel. Iar copiii noștri dorm. Dorm. Miciulică bombonică, s-a dus o parte. Cum ai dormit, Melissa? Nu știu. Nu știi cum ai dormit? Deci n-ai simțit când a trecut timpul, da? Mircea, cum ai dormit? Mami, mi-e foarte uscat gâtul. Ține apă, Melissa. Asta ce-i? Apă? Da. Și acum, Matei, cine acolo a dormit bine? Matiaș? Matei, tu ai dormit cu roboțelul? Tu ai dormit cu roboțelul? Îți place jucăria ta? Mai mergem în excursie? Da? Bravo! Da. Unde? Sunt două rânduri de geamuri. Te-ai pornit spre geamul celălalt? L-ai văzut? L-ai găsit sau nu? Acolo. Ia privește mai atent. Peste tot privește. Privește, privește. Uite că nu-l găsește. Nu-i? Dar cine l-a vizit? Acolo. Acolo, l-a văzut. De ce ai văzut tu aici, că așa te uita și ai crezut că e... Uite-te, acolo este o casă așa, cu vârful... Nu. Ascătit. Ia să vedem, Matei. Ia să vedem, Matei. Îl găsește? E acolo. Ce faci asta? Pe geam, Matei. Nu, Matei. Vino-n coace. Uite, pe geam afară. Unde-i turnul celălalt înalt, care l-am văzut aseară? Uite-l acolo, vezi? E acolo? Da. Acele? Acele. Uite, așa este aici, în zona aceasta, foarte frumos. Și trebuie să mergem la turnul Eiffel. Cum și crezi, reușim? Reușim sau întârziem la turnul Eiffel? Mami, sperăm că reușim, dar șansele sunt extrem de mici. Charles de Gaulle. Mircea, coborâm. Sperăm să reușim, pentru că avem foarte puțin timp. Este o zi simplă de serviciu și a privit câtă lume. Este cu mult mai multă lume decât în weekend. Cam așa e. Da, pe fugă, ca de obicei. Noi luasem un ghid. La 9.15, deja e 9.10 și a trebuit ca să reușim acolo, sperăm că e o stat afară. Ori ne vor aștepta, ori vor face ceva informații generale despre tur, după aceea urcăm cu ei, sperăm. În zile de weekend?
tentativ metrou este mai liber, în zile lucrătoare e ok, ca și în Chișinău, în troleibuze. Oameni cilică? Acum fugim! Cum crezi, reușim la Tour Eiffel? Ne așteaptă ghidul! Scrie în comentarii repede! Iată, aici arată spre Tour Eiffel. Așa. Este destul de rece afară, dar noi alergăm și ne încălzim. Iată! Cum e mergea? Da! Nu vă putem reda ce simțim noi acum! Dar avem de mers un pic până acolo, eu zic să alergăm, tati. Aici este accesul către Tour Eiffel. Ceilalți vin și ei. Sunt două între... Deci, rândul nu este mare. Vom intra fără tur? Vom intra așa, pe contul nostru, mami. Cu animale nu ai voie, tati, să intre aici. Bine, că pe asta n-am luat. Câte un ceai, cappuccino. Vă vreau să-mi se simplu? Iar priviți ce bomboane aici sunt. Sub formă de Tour Eiffel. Cappuccino. Deci, am întârziat la turul nostru cu ghid, la care am făcut rezervare din timp, tati. Am întârziat cu 15 minute, deja erau plecați. Noi am rămas aici să vrem câte o ceașcă de cafea, copiii cappuccino, croasane și mai departe mergem la muzeu. Dar, tati, asta înseamnă că venim data viitoare și urcăm în vârful, vârful. Uite unde noi suntem! Iar ridică în sus! Suntem chiar sub Tour Eiffel. Iată, liftul lui coboară. Dar ce este specific pentru familia Mirimi? Că niciodată în viață nu renunță. Și foarte probabil că astăzi vom urca pe Tour Eiffel! Cu lift, cu elicopter, fără lift, fără elicopter. Oricum urcăm. Poftă bune! Matei fugărește porumbii. Hei, Matei, haide! Ce fac porumbii? Caută mâncare. Caută mâncare? Haide! Ce e acolo? Ta-da-da! Ce frumusețe! Și pe rând, hai! Când am venit, rândurile erau mai mici, tati. Deci, dacă vii mai dimineață, nu prinzi așa rânduri mari. Melissa, îți place aici în Paris? Da. Poate dăm o tură cu autobuz acesta. Autobuz cu două etaje? Și unde ai ajuns, Matei? Aici, în parc. Și unde-i turnul? Aici. Uite-l ce-i frumos. La 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 la. La 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 la. Totul s-a rezolvat între timp, iar noi am ajuns în parc, în scoarul de la Turnul Eiffel. De fapt, mami este Champ de Mar, care este un câmp de mare. Foarte ceva. Mare, ceva. Foarte mare. Mai este o câmpie foarte, foarte importantă, Champ de Zi, care este unul din obiectivele noastre. Acum mergem la metrou Ecole Militaire. Chiar e frumos orașul Paris. Iată și metroul numărul 8 pe care noi chiar îl căutam. Hai să mergem, tati! Mergem acum până la Concord și de acolo vom lua un alt metrou. Verificăm tichetele care sunt utilizate. Ce lată le-am mai? Aruncă-le, te rog, să nu mai greșim. Hai! Platon Beron. Și uite ce interesant, ce scrie aici. Merci. Ceva se aude, tati. Foarte extrem de rapid. Extrem de rapid. Super. Melissa, cum sunteți? Cum astăzi, a doua zi? Foarte bine. Hai să coborâm. Aici fără butoane. Ba, este butoane, doar că aici se deschide automat. De fapt, aici sunt stațiile care sunt foarte des folosite. Deci aici nu se deschide automat.
unde sunt stații care mai puțin se folosesc în timpul nopții, acolo trebuie să apeși pe buton. Iar acum mergem la metroul numărul 1 și e destul mai medit. Este zi de lucru în timpul săptămânii și cam așa arată. Eu cred că metroul din București nu e altfel. Sau cum, tate? Ce zici tu? Eu zic că este una din cele mai mari metropole de lume și are tot dreptul să fie foarte aglomerat. Noi știam asta și eram pregătit la mult mai mult mai aglomerat. Și ne descurcăm. Ne descurcăm cu trei copii. Și plus aceasta lume. Vedem lumea, vedem cei care locuiesc aici, cei care aici muncesc. Și asta e una din scopurile noastre. Să facem cunoștință cu activitatea zi de zi din diferite părți ale lumii. Așa e. Așa e. Și e foarte frumos, foarte fain. Experiențe noi pe care merită să le încerci și tu, măcar o dată. Dar acum mi-e folosim pe cei din template. Așa. Nu știu. Tati, tu pentru toți acolo pune. Hai, Matei, pune. Așa, bace. Ți-a luat-o. Este. Mami, hai și tu. Mă duc. Oh, este și albem. Hai, Tati. Și tati! Mami, vreau să facem lumea. Ce s-a de fere se bară? Da? Așa am zis. Hai, să acum plăci de la tot. Am uite ce ducem aici. Avem. Wow! Parcă-i fi pe pârtie. Wow, și lift este. Bă, ce interesant, urcă și coboară liftul. Mai jos! Wow! Da! Uite-l acolo! Și noi mergem și mai jos! După cum se vede, treaba e foarte serioasă! E foarte adânc, de fapt! Și Melissa, tren cu două etaje, ați mai văzut? Matei, ai văzut? Nu! Prima dată, da? Sus și jos! Cum e Melissa? Și e lung, foarte lung. I-a privit și interesant. Și altul vine. Trenul nostru, mami, ajunge peste 4 minute. Și urcăm? Urcăm! La nivelul 2, ocupați locurile. Matei, uite, sunt acolo locuri. Hai, Melissa, ia loc. Și iau loc și eu. Cum e, Matei? Nu prea se vede nimic, că suntem subteran. Trei subteran, nu am niciodată. Trei? Mai avem ceva. Și iată că trenul nostru a ieșit la soare. Să mai încălzească un pic. Super! Parte deja cred că vom merge doar pe sol și nu sub sol. Iar cel mai încântat dintre noi este Matei. Cum ești, Matei? Doamne, el încă nu știe. El încă nu știe unde pleacă, unde merge. Eu nu știu, el nici nu bănuiește, nici nu poate visa la așa ceva. Nici cu Melissa încă nu știu multe lucruri de acolo și noi, mami, nu știm. Noi nu știm, e o surpriză pentru toți. Și este pentru prima dată când un membru, măcar un membru din familia Nilini, ajunge în Franța. Prima dată? Că e harbuzul, ies cu metroul. Și cu tramvaiul, și cu troleibuzul, și cu trenul, și cu avionul. Și cu tramvaiul. Într-o singură zi, tate. Și ia priviți cum arată un tren aici în Paris cu două nivele. Aici este nivelul 1 de jos. Și acolo este nivelul 2. Dar aici este panoul cu informația unde ne aflăm și la care stație mergem. Da. Iar noi mergem la stația cea mare. Ia priviți-l aici cum stă.
Surpriza Melisei! Hai să mergem, Ale, la copii! Amiga Meli mie este foarte impresionată și foarte bucuroasă că a ales așa gen de distracții! Da, și anume așa mod, hai de pasa! I-a privit ce face Matei și a scos mâna afară pe geam, se mai necurește un pic. Și Mircea a fost foarte impresionat când a văzut că se deschide. Și Melisa la fel. Dar ce mai impresionat este tati, pentru că ea prins acolo arde doar un singur buton, ceea ce înseamnă că, mami, ajungem la locul destinației! La Disneyland, cel mai mare parc de distracții din lume! Sau din Europa? Din lume, dați! Și iată, mami, ultima stație, Amazon. Da, bravo, mami! Hai, coborâm! Matei e mai greu, el e mai micuț, dar este foarte înțelegător și foarte rapid. Hai să ne ieșim. Tatii, mai mulți copii coboară la această stație. Mami, este stația de terminus. Mici aruncă gunoiul la tomberon. Nu sunt tomberoane aici, mai. Ce este, mami? Ce văd eu, mami? Toaletă! Mergem cu toți chiar acum. Am băut foarte mult suc. Da, de încărcat telefoanele. Ia, hai să vedem. Uite, pui aici, mami, și Type-C și USB. Bravo. Foarte fain. Chiar avem nevoie de Type-C, dar... Și uite cât de multe sunt aici. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mami, și prin părți, da, mami, și prin părți, într-adevăr. 10 porturi. Ne facem mișcare, da? Cine face mișcare, dar cine urcă pe escalator? Cei mici, de fapt, tati, și tu trebuia să faci mișcare, dar eu zic să-mi scot masca. Așa. Nu vrea? Nu vrea. Am înțeles. Ce scăse? Văd că toți stau acolo, tati. Cred că mergem și noi în direcția aceea. Hai să vedem. S-a deschis. Fuguliță! Melisa, cum ți-a făcut surpriza? Am mai trecut astăzi în control. Și în câteva clipe pornim. Tu să în telescop? Am reușit la ultimul lift care urcă în vârful turnului. Dar mie deja mi se astupă urechile. Nu avem voie să filmăm. Iată ce face turnul. Și cei care au frici au și un veceu. Câte linguri și furculițe să putea face de aici, a? Mă, eu fiori, pe picioare am fur de găină. Mami, păr sau piel de găină? Piel de găină? Vestitele restaurante. Toată lumea a plecat. Eu am zis că noi am închis turnul Eiffel. Top, 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 top. Domnul șofer zice că cunoaște unde este Moldova. Da, desigur. Iar acum am ajuns. Unde? Hey, tati, eu sunt cu mască. A uitat. Am și eu la fel. S-o scot și eu, mami. Pentru că îmi ținea cald la gură, știi? Da, am revenit. Am scăpat ghidul de dimineață. Totuși am revenit. Am făcut tot posibilul. Să vedem. Iată. Turnul. Ești el. Am reușit să-l vedem și ziua, dar și seara. Mami, dar tu știi că creatorul turnului a mai creat și prin România și prin Moldova un pod. Poduri din fier. Apropo, tati zicea că acest turn, în caz de cutremure sau ceva, chiar puternic, are o oscilație de vreo 3-5 metri. Vai, vai, vai. Dar nu cred că nu. Eu cred că n-aș vrea să fiu acolo sus. Și eu cred că el așa pe vreodată. Eu, din potrivă, îmi plac oscilațiile astea și chiar în avion, când mergi cu avionul, de regulă iau locurile din spate pentru că acolo se simte cel mai bine cum merge zborul un avion. Am simțit, tati, pentru că acum ai ales ultimele locuri când ai venit aici, când am văzut. Tati, ce privește forma copacilor din spatele tău. Da, e dreaptă. Dreptunghiulari, pătrați, așa sunt curățați. Să fie frumos. Să fie frumos vara, Melisa, când înverzesc, e verde pătrat. Nu știu. Ca și la Disneyland, la palatul acela. Măi, Mircea, ce ai în spate, frumusețe adevărată. Timpul. Ia, Mircea, face poze, Melisei. Ce eu fac acolo, Improvizăm, tati, ne
niște poze, ne-au venit niște idei. O să le vedeți și pe conturile noastre de TikTok și Instagram. Ce TikTok-uri au făcut cu turnul Eiffel? Da. Foarte frumoase. Și facem o poză. Niște persoane foarte drăguțe de aici, din Paris. Cu care, tati? În restaurant? Ce-am făcut noi? Thank you! Am mâncat împreună! Și sus mă vise laserul, care luminează. Și minarul cel puternic pe care l-am văzut, da, da, de la copil la seară. Era acolo sus, iată acolo, se vede restaurantele și acolo la fel. Iar noi vom urca până la etajul 3. Tati, dacă nu rătăm și de data aceasta, eu zic să ne grăbim! Stăm acolo jumătate de oră înainte. Sigur, sigur. Și? Mașinuțe colorate, bicicleta, tati, șofierul. Pe bicicletă? O, doamnă! Uite ce face turnul, mami! Luminează, parcă are focuri de artificii. O, ce nu face? Nu știu dacă se vede, tati. Se vede, se vede. Și în câteva clipe pornim să escaladăm turnul cu ghidul nostru, Yugyam. Iată-l, este aici. Și? Tati? Am reușit, n-am întârziat. Am venit cu o jumătate de oră mai înainte. Suntem primii! Și vorba ce, tot pățitul e priceput. Ce, tati? Am mai trecut astăzi în control. Nu medical, ci de securitate. Așa. Iar la intrare, la intrare. Încă o dată. La intrare, ce? Încă o dată vom trece, tati. A, controlul. Da. La lift. Da, la da, ascensor, de două ori. Acolo deja e un control dublă mai drastic. Dublă securitate. Și da, foarte bine, știi? Da. Și, tati, am trecut. Iarăși controlul. Rapid. Și aici? Aici, mami, e un rând la, e jale mare. La lift, tati. Știi unii? Rândul e mare, dar? Dar noi trecem cu ghidul nostru, Yugyam. Mergem înainte! Fără să așteptăm, tati. Iar aici la intrare. E al doilea control. E al doilea control. Și privește. Aici mergi direct la lift. Și privește sus, tati, deasupra ta. Câte linguri și furculițe să putea face de aici, a? Da, da, da! Right, so we've used the yellow color for maybe 50 years, up until the 1950s, where we now use this color, the brown color we have for the Eiffel Tower. Și sunt două cilindre mari și imediat vom urca și noi și vom vedea. Și acum urcăm, ia priviți ce mare este liftul. Așa, aici, e destul de mare toti. Și când te gândești că până apărea acest lift, toți urcau sus. Pe scări! Mami, prima dată când urc cu liftul, nu direct în sus, nu vertical, ci pe diagonală. Prima dată, Milisa, simți? Mergem așa, pe diagonală. Da. Nu urcăm în sus. Dar mie deja mi se astupă urechile. Iar acum ieșim. Toti, ce frumos! Este aici! Incredibil! Ia să vedem, mami. Vai! Uite, chiar acolo noi am fost cazați! A, ia priveștele! Da, hotelul. Hai! Iată, acolo este nou hotelul. Și priveștele în jos, noi ce înălțime! Tot aici, jos, Siena. Tati, perfect! Aici este foarte frumos! Matei vrea să vadă... Matei a întrebat, dar unde e mașina noastră? And we built another one 60 years later in the 1938. Right, so that was for another World Fair for Arts and Technology. The next palace was called Le Palais de Chaillot. Tati, putem să vedem liber și arhitectura și cum sunt străzile din Paris, care se zice că este cel mai frumos oraș luminat pe timp de noapte. Are cele mai multe luminițe și privește sus farul cum luminează tot orașul. Mami, eu credeam că ghidul două ore ne va povesti despre turnul Eiffel. Deși despre turn știu foarte, foarte mult istorii și mai adevărate și mai puțin,
Dar ghidul de fapt ne povestește toate împrejurimile din care se vede turnul și de fapt ne povestește foarte, foarte interesant. Ce rar găsești în la ghezi. Stai că văd ceva în spatele tău. Da, mami, aici este clădire. Champ de Mar. Mai jos, da, Câmpia de Mars și acolo este școala militară. Care aceea? Da, așa cred că. Și Disneyland-ul? Da, mami, uite acolo sunt luminițe. Da, Disneyland-ul acolo se vede. Iată așa arată turnul. Și uite sus, tati, noi credeam că putem urca sus acolo în vârf. Mami, o să urcăm acuși, mami. Acuși, mami, urcăm și acolo. Mergem la summit și după aceea urcăm sus. Și uite cum bărcuțele de pe siena. Foarte frumos și frumos luminate. Nu știu că trebuie să fie un telescop. Ia priviți ce roată mare. Acționează liftul. Și liftul este așa acolo. Vai. Și uite ce roată trage. Ce cabluri are, tati. Și mami, se spune că n-a fost urcă și mai sus. Când mă și la școală, că atunci când a fost Hitler, când a cucerit Franța, în al doilea război mondial, francezii știau că el va dori să urce pe turn, să vadă Parisul. Și ce au făcut? Au deșurubat câteva piese de la acest ascensor. Ghidul mi-a spus că au tăiat cablurile. De fapt, eu știam că nu au tăiat cabluri, ci au scos câteva piese extrem de importante, dar și simple, și simple, fără de care liftul nu mai funcționa și nu mai ridica. Și ce a trebuit să facă el? A trebuit să urce cele 1789 de scări pe jos. Și ghidul, nu știu, din cauza a spus că te-a capul. Nu știu care, dar este imediat, a mea sau a lui. Iar acum, haideți să vedem ce este în inima turnului. Uite, aici sunt căile de acces, iar mai încolo vedem scările pe care urcau în toate timpurile, chiar și până în prezent, vizitatorii care urcă sus. Noi am ales să urcăm cu liftul pentru că Matei e mic, copiii sunt mici și nu o să reziste până sus să meargă. Sunt aici și magazine de unde poți cumpăra și un suvenir. Și mai cu seamă că este chiar în vârful turnului. Ia priviți ce interesant este aici la lifturi, care urcă și mai sus. Și tati, am reușit la ultimul lift care urcă în vârful turnului. Ce minunat! Și este însoțitoare care ne ghidează. Nu avem voie să filmăm colaboratorii care lucrează aici, muncesc aici. Vai! Nu vine să cred! Vai, eu priviți cum arată! Ia priviți cum arată! Ia priviți în jos! Da. Și când de sus urcăm, mami. Voi, mă iau fiori, pe picioare am fior de găină. Mami, fior sau găină? Pe piel de găină. Piel de găină? Matei, privește în jos. Uite, Matei! Tot urcăm și iar urcăm. Iar voi mergeți cu noi în călătoria noastră până la final. Wow! Da. Thank you. Tati, aici este protecție maximă și este acoperit totul. Nu cumva cineva să sară peste bord. Matei, hai să-ți arăt, Matei. Uite aici. Mami, aici apare tot atât din alt. Tot atât din alt. Doar că tati, cred că dacă plăiești în jos direct, îți trece dorul de înălțime. Înălțimea turnurilor din diferite țări. Turnul are 324, eu știam cu 286, 324, e mult mai mult. Mami, privește, am găsit Chișinău. Vai, tati. Ia să vedem, ce e în Chișinău? Este TV Radio Moldova, televiziunea. Este cel mai înalt turn, care are 186 de metri. Destul de înalt. Dar în jumătate. Da, este locul unde noi trăiam. Și Bucureștiul se laudă cu un alt edificiu de 240 de metri. Tati, și mai sus urcăm. Nu ajungem, mami. Și mai sus. Sus. Matei!
Ei, uite că am ajuns totuși la lumină, la farul care luminează tot orașul. Unde este acest aici sus? A, ce minunat! Tati și uite ce tati și bibeluși sunt aici, tati, cu tot cu căruț. Și cei care au frici au și un veceu. Pentru orice eventualitate, mami. Tati, acum vrei cu parașuta? Eu, dacă sincer, nici nu vreau să mă uit acolo jos. Am un pic frică din înălțime. Matei, ne uităm acolo? Da, ne uităm acolo. Foarte sus. Ne uităm? Sus. Ne acolo jos, hai, ne uităm. Și aici suntem la înălțimea de 280 de metri, Mircea! Stai aici! Mai înaltă! Și toată lumea coboară. Buzuiți! Și impresionat! Încântați! Pe aici sunt cele patru ascensoare care urcă și coboară toți istorii. Mamă, hai să schis! Hai plecăm! Și coborâtul tatii la fel este de interesant. Și mai interesant decât urcatul. E mai interesant decât urcatul? Da. Și eu zic că seara e cu mult mai interesant decât ziua. Să-l vezi. Pentru că este luminat și e frumos, iar ziua vezi fier obișnuit. Toată lumea a plecat, mami. Toată lumea a plecat. Eu am zis că noi am închis turnul Eiffel. Da. Iată ce face turnul. Niște jocuri de lumini. Parcă ar fi anul nou. Da, la da. Mulți ani! Da, da, la Melissa. Mulți ani, Melissa! Mai, sunt artificiile de ziua Melissei. Pentru tine! Și aici, mami, sunt vestitele restaurante din turnul Eiffel. La care noi nu am reușit, dar în schimb am văzut ceva mai frumos. Vai, ciocolată! Era colorat viteza cu care ne mișcăm noi și plus la asta, kilogramele, cât de împrut este liftul. Și unul și doi. Și locul unde suntem. Iar. Și ultimul tur au ieșit toți. Matei a dormit. Iată așa. Și gata, am ieșit, l-am vizitat și câte sacrificii, tati, pentru a face o poză. De fapt și noi, tati, de multe ori așa am făcut poze. Ia priviți în spatele meu, rămâne, pa, pa! Hai, Mircea, ieșim! Top, 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 top! Și, tati, luăm un taxi. E, domnul zice că are și scaune și în spate. Wow! Scăunilele pentru copii. Vom pleca la aeroport și spre casă. Ce, tati, domnul șofer zice că cunoaște unde este Moldova. Da, desigur, mame, foarte bine că are și spațiul în spate. Încă două scaune. De parcă ar fi mașina noastră. Foarte târziu am ajuns, pentru că am venit în afara Parisului și uite ce interesant, la... se deschide prin cod. Suntem la putere maximă de aeroport și am zis că aici să venim, pentru că să fim pe aproape și să nu dumneavoastră să vedem. Perturbăm și somnul nostru și... Așa-i, și vă arătăm imediat cum arată hotelul. Sunt două camere, într-o cameră stă Melissa, Mircea. Și în alta stă noi. Matei. Aici nu tot atât, cum e camera în triplu? Iată așa. Super! Cum e baia? Perfect! Vai, ce întrerupătoare! Hotelul are un an sau doi. Este un hotel nou, recent deschis. De la Ibis. Aici este cabină de duș, vai. Trebuie să mă simțim că miros la... Nou. A nou. A nou. Și ce să vezi? Am stat în rând și trebuie să schimbăm terminalul. Am intrat în încălzirea care trebuia. Fuga! Fuga că scăpăm avionul! Cu siguranță putem scăpa avionul! Direct la spital. De pe corabie la bal. Din potrivă s-a agravat situația. Azi, a ieșit implantul. Paris. Și implantul și s-a rupt osul, tati. Ține acolo, Ionuț, salut, puiuță! Paste?
sale făcute din aluat și cerneară de caracatiță. Noi ne-am trezit dimineața foarte devreme. Aici este Matei, drăgălaș coconaș. Iată-l și Mirciulică. Hai să vedem Elisa. Uite cam așa arată pătielul. Și s-a trezit Melisa. Face baie mult timp. Face baie? Face. Iată! Melisa, bună dimineața! Salut! Hai, mergem! Reușim la avion? Nu știu, mai sper. Afară nu e rece. Și iată, după cum au promis meteorologii, în Franța a venit ploaia. Iar noi plecăm. Timpul a fost destul de preiernic cu mamii cu noi. A ținut și la Disney și la... Da, mai ales la Disney, dar și soare. Tu și două zi. Și Matei, iuhu! Mami, hotelul nostru dispune de transfer gratuit de la hotel la aeroport. Și iată! Așa, hai să vedem. Este Cluj. Este, ia priviți. La ora 8 arată. Mami, deja știu franceza. Delision, fruculision, ingulision. De fapt, ai vrut să zici că este o glumă. Să știi că e foarte bine să știi multe limbi, să cunoști. Și cred că o să vezi tu și limba franceză. Mami, habar n-am unde. Noi, de fapt, avem etichetele. Să încercăm fără chichim. Este ora 7:20. Fuga! Fuga că scăpăm avionul! Și ce să vezi? Am stat în rând și trebuie să schimbăm terminalul. Am intrat în călzirea care trebuia. Deci, începe inimioara să facă tuc, 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 tuc. Pentru că putem, cu siguranță, putem scăpa avionul. Iată terminalul 1, unde e? Foarte departe. Da. Rândul e mare. Mami, e important să fie terminalul nostru. Cine ți-a făcut asta? Domnul de aici, de la aeroport? Hai, pe rând. Mami, așa ceva mai rar. Deja este deschis gate, nici n-am reușit. Ce-ai găsit dacă? Turnul! Hai să mergem. Avem un zi. Voi, aici în Franța? Francezii au gusturi bune. Matei, ai văzut avionul? Unde-i? Acolo, hai vină să-l vezi. Mami, dacă nu mă greșesc, ce să fiu jumate zbor în Cluj și jumate zbor în București. Mai nu știu care parte zboară a noastră. Eu zic că a fost un sejur minunat, excepțional, de ziua Melisei! Încă puțin și pornim spre casă. Spre spital la mine astăzi. Da, tu mergi la spital? Matei, ce faci, Matei? Colorezi. Iar noi ne jucăm în jocul lui Garfield pe Nintendo. Ce ai acolo, Melisa? O carte despre lumea vrea să zboare și a scris-o chiar un pilot din București care se numește Andrei Alicescu. Ia uite, probabil este dumneavoastră cu fica. Nu știu. O să citim și o să vedem. Și aici este o jucărie de pluș pentru Ionut sau pentru Mihaela. Eu dau noi mai ei să vadă. Ia să vedem reacția. Cu carte. Și ce mă zic? Este un pilot. La revedere! Mulțumim! Hei, iată că am ajuns acasă și... Mate! Melisa, e cald și bine acasă! Pe tati, impreziile! Fie pune încrederea, e mai bună țărata! Bun venit la Cluj! Am venit, am observat în Paris. Era panou cu poze din Mănăstirea Căpriană. Și avionul la Air Moldova. Ce fi să fii și aici așa ceva? Cum te simți? Aici? Aici? La aeroport? Să vedem un taxi, să luăm. Hei!
toți au ajuns acasă, iar tati, repede te schimbi și mergem la spital. Noi ne facem temele pentru mâine la școală. Succes! Ține acolo, ține acolo, Ionuț, salut, puiuță! Ia uite, Matei, acuș o să-ți dai ceva ție. Și Mihaela doarme. A venit acasă. Și ea doarme. Și din avion direct acasă și apoi la spital. E pe corabie la bal. Am venit la o investigație pentru tati, să vedem cum a evoluat boala, pentru că nu a stagnat, nu a dat înapoi, dimpotrivă s-a agravat situația și cred că tati deja va fi un alt tratament cu mult mai drastic și un regim cu mult mai drastic. Tati, pregătit? Doar că ai mâncat. Să vedem dacă îți face ultrasonografie, ecografie. Băut. Și băut. Aici este și maternitatea, tati. Aici ai născut-o pe Mihaela. De fapt, acasă am născut-o. Dar aici am ajuns cu ea. Și, tati, am încurcat localul. Deci n-am reușit să filmăm. Repede în fugă! Tot timpul pe fugă. Și urcăm. Fugind, mi s-a făcut sete. Și aici este o zonă amenajată pentru copii. Și, tate, ce ți-a spus? Deslăbit. Deslăbit. Mișcare. Multă mișcare. Multă mișcare. Și un nutriționist care să stabilească ce și cât să mă. Deci, tati, atâta timp cât bei pastile și nu urmezi un regim sănătos de viață... Păi, dar și doamna mea mi-a zis că chiar nu e bine să te bazezi doar pe pastile, pentru că îi bagi un câr de chimie, de chimie în tine și dacă nu ajuți cu singur organismul... Tati, noi am ținut regim. Noi nu mâncăm prăjit, nu mâncăm semifabricat, nu mâncăm mâncare fast food. Dar... Și oricum nu a ajutat, dar a fost bine. Dar mai este un nu. Tu te-ai simțit bine. Mișcare, nu facem mișcare. Așa e. Și acum am făcut o programare la un nutriționist să ne ajute și să vedem cum va fi rezultatul după asta. Medicul a spus că trebuia să fac mișcare de cel puțin 10.000 de pași pe zi. Mami, zilele astea am făcut, alaltele am făcut 25.000. Ieri am făcut vreo 17.000. Super! Și astăzi? Și astăzi mai puțin. Din ce cauză? Că suntem acasă. Așa. De aceea? De azi înainte, mișcare și iarăși mișcare. Și totuși, tati, pastile continui să bei sau nu? Continuăm. Numai nu pe astea și altele. De alte chestii, alte doze. Vai, ce faci? Piesele! Ce sunt astea? Parcă e M&M's. E bubițe! Bubițe? Jucării? Da. Din acest set? Da. Și iată bobul de linte și măzăre. Felisa, au crescut? Da. Atât de mult? Da. Foarte frumos! Wow, ai 3 fericire deja! Da, dar încă nu găsesc... Pipeta? Da. Trebuie să fim câteva pe aici. Iar astăzi, la BT Arena, avem un eveniment, ceva sportiv sau de altă natură, mami. Credește câtă lume intră. Da, da. Tot se concentrează la intrarea principală, acolo. Da, da, tati, uite ce se întâmplă aici. A, și e rând, mami. E rând. Lasă-mi rândul. Ce rând. Cam Paris. Cam așa? Doar că aici nu ești dus așa prin culoare. Oameni singuri. Niște culoare, mami, imaginare. Avem de învățat foarte mult de aici, de la localnici și sperăm că vom deveni ca ei foarte curând. Deja devenim ca ei, tati. Suntem ordonați și ne străduim să respectăm mereu unde plecăm. Exact facem la fel cum fac clujenii. Ne străduim să facem la fel. Încă mai avem. Până. Mai avem de lucru, dar e bine deja, tati. Poate vânt. Iar la dentist. Și iar s-a rupt sârma. Tati, la noi aici e mai cald. A ieșit implantul. Paris. Și implantul și s-a rupt osul, tati. S-a rupt implantul. Și tate, renunți sau nu? Mă dau o șansă. Din vorbim. Încă una. Ia să vedem, este? Apropo,
Timite, noi am întrebat dacă mamei mele mie are nevoie de aparat dentar, pentru că eu am renunțat și nu mai vreau. Și tati, o mare parte au zis că nu are nevoie mamei mele mie și câțiva au spus că are nevoie. Nu știu ce să fac. Hai. Eu știu ce să spun. Tati, câte flori frumoase aici. Facem Melisei o surpriză? De ce mai să ne facem trei? Trei? Surprize. Da. Am ales la Lele. Vom lua și așa flori. Și tati, ce-i mai plutut? Și trandafiri. Și trandafiri? Trei băieți cu trei buchete. Și iată așa, avem un buchet. Un buchet așa, foarte frumosel. Și unul cu la Lele. Ia să-mi scrii și tu care îți place cel mai mult din aceste trei buchete. Și haideți să-i mai spunem o dată la mulți ani Melisei. Alegem și un tort pentru Melisa. Mâncare pentru mai spune. Atâta mâncare? Da, cu ce să iau? În spate? Da. Și? Este preferata ei? Păi, tot îmi luăm și altceva. Eu zic să încercăm de oiță, tu ai luat data trecută. O oiță cu orez. Orez. Asta, nu știu mai. Da. Asta ai luat. Uite, este așa, altfel. Eu zic să luăm și din asta, pentru că are voie și trebuie să mănânce diferite. Luăm pește, da? Pește cu? Da. Pa-pa! Și mâncarea. Ce faci, Melisa? Ai postat ceva pe Insta? Pe contul tău? Da? Cum se numește contul tău de Instagram? Melisa Melimi. Dorul meu, cum se numește? Melimi YouTube, tati! Melimi YouTube, tati. O, și suntem la Easy Box. Avem două colete. Se pare că sunt, tati, pentru Melisa. Hai să vedem ce e acolo. N-am răbdare. Și... Atlas geografic școlar. Melisa, poftim. Ai nevoie de atlas? Mulțumesc, da. Și... Aici sunt țara minunilor, mami. Noi nu avem așa carte acasă? Din păcate, nu am avut până acum, dar deja avem. Super! Melisa, lectură plăcută. Dar atlasul pentru ce? Pentru geografie. Pentru că nouă ne-a zis că trebuie să lucrăm cu harta în față. Da, tati. În clasa a patra? Cu atlas? Măi, dar e un obiect foarte, foarte interesant. Mie mi-a plăcut foarte mult geografia la școală. Și iată, mami, că zi de zi o implementăm. Da, mai cu seamă atunci când pleci într-o călătorie, trebuie să fii la curent cu toate punctele geografice. Și cel mai important să știi limba engleză. Apropo, tati, ce am observat astăzi? Am ieșit afară și am văzut că după ce gunoierii au luat gunoiul, ne-a lăsat în curte pungi și de plastic și de hârtie. Hârtia mamei, de fapt, ieri au lăsat-o, pentru hârtie ieri au lăsat, când au luat punga cu hârtie și astăzi, când au luat punga cu plastic, au lăsat pentru plastic. Foarte fain. Imediat cum ajungem acasă, vă arătăm și vouă. Mie mi-a plăcut. Nu trebuie să cumperi pungi și le sortezi cu plăcere. De fapt, a intrat deja în obișnuință și noi deja nu mai putem să aruncăm gunoiul la oaltă, cum îl făceam cândva. Și chiar este mai interesantă această activitate, atât nouă cât și copilor. Iată, aici sunt fungile de care ziceam. Și uite, așa sunt pentru sticlă, astea pentru hârtie și plastic. Hai, nu ți vină face. Ce mănânci, Melisa? Paste făcute din aluaci, cerneară de caracatiță. N-am gustat niciodată. Paste negre? Cu sos de usturoi? Da. Iarată, speli dinții? Unde Siri? Și Matei se joacă? Vai! Și Mircea se joacă? Eu aleg fiecare personal. Fiecare figură.
Ce faci, Matei? Aceasta faci? Ce e asta? Cum se numește? Girafă. Și tu privești aici pas cu pas cum trebuie să faci și o modelezi în plastilină. Bravo! Melisa ți-a dat tot ce trebuie, da? Da! Bravo, succes! Și eu nu-ți mănâncă? Da? Tu singur mănânci, da? Hai, arată cum mănânci singur. Avion, da, îți mănânce. Și Avion mănâncă. Ce fac băieții aici? I-am pus muzică relaxantă la Matei să închide ochii și să spună ce și închipuie. Vai, și tu îți faci temele? Da, și când asculți muzică relaxantă și îți faci temele, poți să le faci mai repede. Ajută pe mine, ajută Mircea! Bravo! Să facem această mânuță. Bine, hai, relaxează-te atunci. Încercați și voi să vedeți dacă funcționează metoda lui Mircea. Iar Melisa, fără muzică, ba, ai început să citești cartea? Da. Super! Ți-ai făcut temele? Da. Aveți multe teme, Melisa? Două pagini la matematică, una la română și înainte. Bravo! Și pe asta deja gata? Ai terminat-o? Da. Chiar trebuie să fac o evaluare din ea. Super! Bravo! Succes! Hai, lectură plăcută! Mulțumesc!